Doamnelor și domnilor, începe Acces Direct cu Mirela Vaida și Adrian Velea. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. O nouă ediție astăzi, foarte multe subiecte, dar continuăm enigma legată de Raj. Bun, l-am găsit, e în viață. Însă nu e suficient acum nici pentru noi, dar mai ales pentru familia lui toată, să acceptăm faptul că el a dispărut pur și simplu și că a dormit pe străzi. Este o minciună, spun toți membrii familiei, care vor să afle ce a făcut Raj, și asta pentru că le e teamă, spun ei, frații, surorile, dar și mama lui, de faptul că ar putea, nu știu, fi amenințată familia sau că el ar putea fi urmărit sau că a făcut ceva rău, că a fost trimis să spună o poveste, dar că lucrurile se pot întoarce împotriva lui. Adevărul este că doar dacă ne gândim la faptul că Raj ar fi avut un bagaj atunci când s-a întors din Belgia, însă colegii noștri l-au găsit în Gara de Nord doar cu telefonul la el, fără niciun alt lucru asupra lui, mai că-ți pui o grămadă de semne de întrebare. Însă astăzi continuăm discuția și ancheta și chiar vrem să aflăm ce ne ascunde de fapt Raj în doar câteva minute. Pentru început, dragi telespectatori, vom vorbi cu o mamă tânără, disperată, e bine, se simte total nedreptățită, pentru că și-a crescut copilul timp de 9 ani și în ultimele luni a fost privată de acest drept, pentru că fostul iubit, căruia nu i-a păsat deloc de acest copil, a venit, a păcălit-o pe această mamă că ia pe copil câteva zile, și nu i-l-a mai dat înapoi de atunci. Ei bine, această mamă s-a luptat și în instanță, are o hotărâre a instanței care îi dă dreptate și o practic îl obligă pe fostul iubit, actual tată al acestui copil, să îi dea copilul înapoi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, iar mama este disperată. O să încercăm în această seară să o ajutăm. Începem! Biata mamă s-a trezit în mijlocul unui război de neînchipuit. Calvarul a început când fostul iubit și-a amintit că este tătic. Acel copil, eu l-am crescut singură, fără ajutorul lui, 8 ani de zile, eu m-am ocupat de el. Bărbatul a implorat-o să-i dea băiatul pentru câteva zile, dar de atunci au trecut aproape 10 luni. Îl învață copilul să spună că la mine nu are condiții ca la el, dar îi spune numai minciuni. Mama acuză că băiatul e ținut ca în cușcă, nici la școală nu merge. Are nevoie de școală, să depindă și el ceva în viața asta, nu? Trebuie să se discute și el. Detalii uluitoare în câteva clipe la Acces Direct. Despre acest subiect vom discuta cu invitații din platou, avocatul Dana Busini, Jesse, moderator Gold FM și terapeut Ovidiu Young. Bună ziua tuturor, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Iar în direct cu noi prin Facebook este Eva, mama care luptă să-și aducă băiețelul înapoi. Eva, bună ziua! Bună ziua! Eva, câți ani ai și unde locuiești? Am 29 de ani, locuiesc în comuna Elba Mare, din județul Bistrița Năsăud. Să fii sănătoasă, băiețelul tău câți ani are? Are 9 ani acum. Să străiască. Spune povestea voastră, tu și tatăl copilului, ați avut o relație de câți ani? Am avut o relație de doar 4 luni. Și v-ați despărțit și după aceea s-a născut copilul sau cum? Păi am avut relația aceea de 4 luni de zile, în timpul ăla am rămas însărcinată și el a spus că nu vrea copilul, a spus că să merg să facă avort, că lui nu trebuie copil. Da, se mai aude un copil, mai ai un copiluț? Eva, mai ai un copil? Mai am unul, da. Câți ani are cel mic? Câți ani are cel mic? Auzi, dă-mi televizorul încet, dacă cumva mă aud eu acolo, stinge-mă. Sparge-l. Așa, să ne auzim doar prin telefon, da? Te rog. Așa. Câți ani are copilul cel mic care se aude? 5 ani. Este tot al tău, dar cu într-o altă relație, nu? Da, este a meu, da. Ok. Un soț cu care sunt căsătorită. Bun. Deci, cu acel bărbat, cu tatăl băiețelului tău, cel mare, voi a avut doar o relație de 4 luni și v-ați despărțit. El nu și-a dorit copilul și a și încheiat relația cu tine, nu? Da, păi eu când am prins momentul că el a plecat de acasă, a zis că merge în arsul se tundă, eu am sunat la poliție și am spus că el mă ține cu forța, i-a spus că eu nu vreau să fac avort, vreau să plec acasă și el nu vrea să mă lase să plec. A venit poliția,
m-a luat de acolo de la el, m-a dus la gară, dar până să vină trenul a mai durat ceva timp și el m-a găsit în gară, fostul prieten ăsta. Păi și ce a făcut? A venit, a zis că să merg înapoi acasă, că unde plec, eu i-am spus că nu mai vin cu tine acasă, eu vreau să plec la părinții mei, vreau să nasc acest copil, dacă tu nu vrei să-i fii tată, eu o să-l cresc singur, o să-l cresc cum pot. Și el atunci a spus, bine, dar să știi că hainele te le ai pe tine, cum cumpărate de mine. Ce sau ce place să fii cum? S-a certat cu mine și eu am zis că na, era o gară plină de oameni, mi-era rucine, mi-a luat geaca de pe mine, mi-a luat bluza. Ce sau ce place să fii cum? Așteptăm. Pe gălăgie mare. Eva, dă televizorul încet, te rog, stinge-l de tot, că nu putem să comunicăm altfel, te rog. Dar stinge-l, lasă că ne, la 12 la noapte suntem în reluare, te uiți atunci, da? Hai, te rog. E mai important să vorbești acum, să înțelegem noi, decât să te auzi tu pe tine cu acea întârziere, da? Te rog. Bun. Acum, situația este așa. Tu l-ai născut pe acest copil, te-ai dus înainte, da? Și ai încheiat orice discuție cu acel bărbat. Înainte de toate, însă, eu înțeleg că el te-a dus la cerșit în Turcia. Da. Când? În cum? În alea 4 luni sau când? Da, în alea 4 luni, da. Am fost cu el în Turcia, a zis că dacă vrei să stai cu mine, ce fac? Eu trebuie să fac și tu. Dar, de fapt, când am ajuns acolo, nu mai era așa, că trebuia să umblăm pe toate străzile, pe la bloc. Păi și el cerșea? Peste tot. Și el cerșea? El avea un acordeon care cânta din acordeon și eu trebuia să cer de la toată lumea care trecea pe lângă mine, că dacă nu luam bătaie. El cu câți ani e mai mare decât tine? Cu 7 ani. Bun, deci, dar tu l-ai dat, adică ai făcut plângere la poliție pentru... nu știu, și pentru faptul că te-a exploatat prin cerșetorie și pentru faptul că te-a sechestrat, că te-a lovit, că te-a amenințat în gara aceea. Ai făcut vreo plângere la poliție vreodată pe numele lui? Eu am sunat la poliție exact în momentul acela și i-am spus că am rămas fără haine, am rămas în șosete, am rămas în tricou într-o gară plină de oameni. A venit poliția, l-a urmărit, dar nu l-a mai găsit. Da, Eva, aș vrea deci să fii sincer cu noi și să ne spui dacă te exploata și în alt fel. Adică în dacă, sensul, dacă te prostituai, noi nu știm să dacă vorbim te prostituai, da. Da. Dacă te punea să te prostituezi. Nu. Asta nu. Mi-a propus, dar i-am spus că dacă încearcă cumva să mă oblige, îl dau la poliție. I-am spus, știu un pic de engleză și în felul acesta o să te dau la poliție. A, deci a încercat. Adică el ți-a propus treaba asta. Da, mi-a propus, da. Și el s-a temut să nu-l dau la poliție pentru că el a mai făcut închisoare 3 luni în Germania pentru furt. Și băiețelul este 100% al lui, da? Sau de ce totuși nu înțeleg această, acest lucru ce l-a făcut el? El a făcut testul ăla ADN. Că eu am zis într-un timp că nu e copilul lui, că mă gândeam că poate așa o să mă scap de el. Și el într-o zi tot așa a venit că să-i dau copilul și lui pe o zi două și de fapt el l-a dus să facă testul ADN prin care a aflat că e copilul lui. Și după aia cu... nu știu cum, prin notar și cu avocatul, nu știu cum s-a trecut și el în certificat. Dar el asta s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, nu? În 2022. Acum un an. Un an. Noi suntem judecată, suntem de 2 ani și la anul trecut s-a trecut și el în certificat la copil, ca tată. Deci înseamnă că nu l-a recunoscut absolut deloc. Nu l-a interesat, nici măcar păi nu l-a recunoscut. Nu, că l-a interesat, asta zice mama. Nu l-a recunoscut în toți anii ăștia, de ce? Pentru că n-ai vrut tu, că înțeleg că el a ținut legătura cu copilul de când s-a născut. Da, eu nu am vrut ca să fie și el trecut în certificat, numai ca să nu vie la mine la domiciliu, ca să fac atâta scandal. Că el venea de fiecare dată, venea și cerea să-i dau copilul și numai cu scandal, ba mă lovea, ba mă amenința. Și eu am zis că nu mai vreau ca să continuăm așa, mai bine să meargă în instanță și să-și caute drepturile. Și pentru toate aceste agresiuni tu te-ai dus la poliție, că ai zis că te bătea, te agresa, te... pur și simplu te stresa. Da, am fost la poliție în comuna Lunca Ilvei, că de fapt eu acolo am o garsonieră
Dar am venit aici și mi-am făcut o cameră la mama să pot da copiii la școală, pentru că acolo acel primar din comuna Lunca Ilvei nu a vrut să-mi primească copiii la școală din cauza că nu am avut domiciliu. A spus că noi am avut doar contract de vânzare cumpărare. Optim? Că nu aparține de localitatea respectivă. Da, exact. Dacă... Și a spus că dacă nu avem acte notariale pe acea garsonieră, nu poate face flotan, nu poate face nimic. Și eu atunci m-am mutat aici la mama, numai ca să pot da copiii la școală, să nu rămână copiii fără școală. Foarte bine. Dar spune-mi despre băiețelul tot cel mare. Am înțeles că s-a născut cu un handicap? S-a născut și prematur, da, și cu un handicap? Ce s-a întâmplat? Da, l-am născut la 7 luni și jumătate și nu are mâna stângă, cam de aici, așa, de la cot. De unde? De la cot. De la cot, am înțeles. Am înțeles. Și tu primești un ajutor de la stat pentru asta? Adică are un certificat de handicap, de invaliditate, copilul? Da, are, dar e gradul 2 și a pus alocația dublă și 200 de lei, un fel de pensie, așa ceva. Deci nu te întreb degeaba, da? Nu te întreb degeaba. Bun, cu toate astea, spui că tatăl copilului s-a interesat de el în timpul acesta, adică în cei 9 ani de zile tatăl venea periodic la copil. Ți s-a părut că era, adică ce l-a făcut deodată să fie atât de apropiat de copilul lui, de unde nici nu a vrut să-l recunoască? Păi pentru că copilul când era mai mic vorbea puțin mai greu. Uh-huh. Pentru că probabil din cauza că s-a născut prematur. Uh-huh. A vorbit un pic mai greu, a mers și mai greu în picioare, a mers doar la 1 an și 8 luni. Deci mi-a fost foarte greu cu acest copil, m-am chinuit. Până la 1 an a fost internată cu el în spital în fiecare lună, pentru că din cauza prematurității copilul a fost foarte sensibil la orice, probabil și la un vânt de afară și la ceva. Răcea, da. A fost foarte sensibil. Uh-huh. Și acum când a văzut că copilul nu se mai îmbolnăvește așa de des, copilul e deștept, vorbește foarte bine, s-a gândit că să-l îndepărteze de mine, să-l ducă la cerșit, să facă bani, că nu are o mână. Păi, de asta te-am întrebat, dar chiar l-a dus la cerșit? Nu l-a dus pentru că nu are cum să-l ducă fără semnătura mea să-l treacă din țară. Da, doar a vrut România, să-l ducă, România, a vrut să-l ducă în afara țării, n-a putut și acum l-a dus aici, în România, să înțelegem. Da. Asta nu știu 100% să vă spun, dar eu știu că în timpul ăla cât am stat cu el, el mi-a spus mie că merge cu acordeonul și cu chitara în orașele mari la cântat și merge să cânte și oamenii dau bani de pe stradă. Bun, exact de asta te-am întrebat, dacă acest copil, având acest handicap, această invaliditate, nu cumva, având în vedere că și pe tine te-a dus la cerșit, dacă e adevărat ce spui, să nu încerce să facă fix același lucru, adică nu din dragoste pentru copil își dorește el să fie tatăl lui, ci pentru că acest copil are un venit, în primul rând de la stat, o alocație dublă, o pensie, cum spuneai și tu, dar și faptul că un copil fără o mână provoacă milă, da? Și poate să smulgă emoție și bani. Potențial mult foarte mai ușor. Bun de business. Exact. Despre acest lucru vreau să vorbim. Nu putem acum să te dăm pentru că e celălalt minor al tău în cadru și nu avem voie să dăm minori la televizor. O să te rog, vorbește tu cu el, roagă pe cineva să țină copilul. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate astfel încât să revenim cu tine ca să nu mai fim întrerupți și să nu apară minori în cadru. Te rog, da, Eva? Ne întoarcem în doar câteva minute. Rămâneți cu noi. Totul s-a derulat așa sub ochii mei. Foc la etajul 11. Intră direct în ele. De la Azuga vă deranjăm. Vocea ta este importantă. Dacă ești în mijlocul evenimentelor, scrie la numărul de WhatsApp 0744-349-902 sau pe Facebook-ul emisiunii. Tu ai puterea. Ne-am întors alături de Eva, da? Sperăm că acum poate vorbi Eva și că nu mai deranjează minorii. V-am zis, nu avem voie nici să-i dăm și nici nu trebuie să asiste la astfel de discuții. Bun, Eva, situația este așa. Acest tată ți s-a părut că a fost interesat de copil pe parcursul copilăriei lui până la data la care să-l recunoască oficial, să fie tatăl lui oficial în acte?
El nu a fost așa interesat până acum, de când suntem în judecată. El acum e stare să facă orice, numai să rămână copilul la el. Până a plinit copilul un an, într-adevăr, că venea mai des la el, îi cumpăra lapte praf, Pampers și ne aducea una alta, dar după ce a plinit copilul un an, vizitele s-au rărit. Deci suna foarte rar. Totuși tu ai convenit împreună cu el să-l lași la niște vizite la tată. Cum se întâmpla? Venea și lua tata și îl ținea câteva ore, ți-l aducea acasă sau cum se întâmpla? Venea la mine la domiciliu și spunea că să-l lase la el măcar două zile. Eu am prins încrederea că l-am dat de mai multe ori, mi-l aducea înapoi, dar nu știu în luna ianuarie ce s-a întâmplat. Probabil că l-o fi învățat avocatul lui să nu mi-l mai aducă înapoi și de atunci copilul nu mai merge la școală. Deja a început școala, a pierdut foarte multe lecții și oricum copilul încă nu știe citi, încă nu știe scrie singur, doar așa, dacă îi scriu eu pe ceva și el să copieze după mine, dar în rest... Dar copilul în ce? Unde locuiește tatăl? În aceeași localitate cu tine? Nu, în orașul Năsăud, la 50 de kilometri de aici. Păi și tu ai anunțat autoritățile că acest minor ți-a fost luat, el, minorul ți este ție încredințat, adică are domiciliul la tine, presupun, nu? Și că tatăl nu-l duce la școală, că e ilegalitate să nu duci copilul la școală. E obligatoriu învățământul. Am fost la protecția copilului, am făcut o sesizare și nu știu cine a mers la el de la domiciliu, dar nu s-a rezolvat nimic. Am sunat la protecția copilului, la serviciul de abuz, la serviciul în regim de urgență. Le-am povestit toată situația. Au spus nu la noi, du-te în instanță, nu la noi. Acolo se rezolvă probleme. Dar tatăl cum motivează faptul că nu vrea să dea copilul? Nu-l dau că ce? Ce acuză? Că a zis că la el este mai bine, că are condiții mai bune. De câte ori a mers acolo, a mers numai cu poliția, a mers ca să-l văd, că altfel nu am ce căuta la poarta lui, că a spus că mă bate, că nu știu ce, că n-am ce căuta la el. Ai mers cu poliția să-l vezi? Da, am mers cu poliția să văd copilul. Și ai putut să intri să-l vezi? În prezența oficialilor? A ieșit cu copilul până la poartă, nu am intrat în curtea la el, n-am intrat în casa la el și copilul a spus nu vin la tine, că la tata mi-e mai bine și că voi mă batiți. Dar eu nu am pus mâna pe el, pot să jur, în biserică, oriunde avea el. Alienat parental, ați probabil. Fost la el cu executorul sau doar cu poliția? Adică s-a început un dosar de executare prin care executorul a notificat el să se prezinte cu copilul la dumneavoastră. Asta e o întrebare. A doua întrebare. Atitudinea copilului o puneți, ați văzut-o ca fiind ostilă, a avut o reținere față de dumneavoastră sau pur și simplu îl preferă el pe tatălui pentru că tatălui are condiții mai bune? Copilul este învățat. Eu l-am văzut și acum. Eu am mers cu poliția, cu hotărârea judecătorească, am fost la el acasă și i-a explicat și poliția, am explicat și eu că nu e ok să ține copilul la el atâta timp cât s-a decis de la judecătorie să rămână la mine până la soluționarea dosarului. Tu ai făcut o ordonanță președențială, da? Și prin acea ordonanță copilul trebuie să stea la tine până se definitivează procesul, da? În acest caz, dacă îmi permiteți, în acest caz, ordonanța prezidențială este un titlu executoriu, în baza căruia executorul poate demara executarea, adică să îl someze pe tatăl să se prezinte cu copilul la acasă la dumneavoastră. În momentul în care există un refuz al tatălui sau al copilului, aici trebuie făcută distincția și doar executorul poate constata acest lucru, se sesizează instanța judecătorească de către executor, care fie îl va obliga pe tată să plătească penalități pe zi de întârziere până își execută obligația, fie dispune consilierea copilului în cazul în care refuzul este al copilului. Pe de altă parte, suntem în prezența unei alienări parentale sau mai nou denumite înstrăinare părintească, când copilul refuză contactul cu dumneavoastră și manifestă o reținere și o aversiune poate nejustificată, dat fiind că el a crescut cu dumneavoastră. Și atunci este clar că este influențat de către tată. În acest caz,
Din nou se sesizează DGSPC-ul și instanța judecătorească, se dispune o expertiză a copilului, se dispune și o expertiză a lui, iar dacă se constată că suntem în ipoteza unei înstrăinări părintești, dumneavoastră puteți obține chiar custodia exclusivă a copilului. Nu mai vorbesc de domiciliu sau de alte avantaje. E ceva ce nu înțeleg. Tatăl poate să dispună, unu, să nu respecte ordonanța prezidențială prin care trebuie să ducă copilul la mamă. Doi, să nu ducă copilul la școală. Păi dacă din ianuarie nu l-a mai dus, copilul ăla a pierdut 2 ani. A pierdut anul de clasa a doua, da, sau, în ce clasă era anul trecut și începutul clasei a treia, în care este tot acum. Executorul sesizează parchetul pentru inițierea urmării penale pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești. Dar l-avem chiar la telefon, chiar pe tată. Vigeai, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vigeai, este adevărat că trebuia să duci copilul la mamă din ianuarie și nu l-ai mai dus? Nu este adevărat tot ce zice această persoană. Copilul a fost audiat la judecătoria Năstăut, pe care nu mai vrea să audă de ea, nu vrea să meargă la ea. Stai puțin, Vigeai, stai o secundă. Hai să ne întoarcem în luna ianuarie. Da? Când tu ai luat copilul 2 zile sau o zi și ai vrut, ți s-a spus să-l aduci acasă și tu nu l-ai mai adus la domiciliul lui. Păi dacă copilul a fost bătut și nu mai a vrut să meargă înapoi, puteam să-l duc cu forța? Păi să și stai un pic, am vorbit cu niște psihologi, adică niște psihologi l-au luat și l-au evaluat pe acest copil, să vedem dacă e adevărat, poate că tu l-ai influențat. Și unde ai probe că a fost bătut? Presupun că ai făcut niște poze. În momentul în care un copil e bătut, tu trebuia să anunți autoritățile și să arăți probe. Unde sunt probele? Păi am făcut la aici la Năstăut, pe care o transferat dosarul la Ilva Mare, pe care de acolo nu mai am primit niciun răspuns. Copilul a fost audiat în cadrul ordonanței, cu siguranță, și în baza audierii și în baza probelor a stabilit domiciliul la mamă. Uh-huh. Că altă procedură nu există până acum să audieze copilul, decât în dosarul de fond, unde nu cred că s-a ajuns acolo. Bun, dar Vigeai, de ce n-ai dus copilul la școală? Păi copilul la școală, eu l-am înscris aici la școală, în Năstăut, doar mi-a cerut de aici ca să pot să-l înscriu, ca să își dea acceptul de la Ilva Mare. A fost eu personal. Dar stai un pic, dar de ce trebuia... Bun, ți-a cerut acordul mamei, probabil că nu l-ai avut, dar de ce trebuia reînscris acest copil la o altă școală, având în vedere că domiciliul copilului e la mamă și el mergea acolo la școală? Te-ai înțeles cu mama ca să se mute la tine? Dar nu, asta e problema, că nu-l ducea la școală în fiecare zi. Copilul acesta mergea la școală cu pungă. Este posibil așa în 2024? Cu pungă? Și ce? Da, ea avea o ștacosă. Bun, dar înțeleg că mergea cu pungă. Stai puțin. Vigeai, dacă mergea cu pungă, luai tu frumos un rucsac de la piață, da? Te duceai, cumpărai un rucsăcel pentru copilul tău și îl duceai ca să aibă un rucsac. Auzi, da? E mai bine să meargă cu pungă decât să nu meargă deloc la școală. Adică e bine că se ducea la școală, înțelegi? Și mai e o chestiune. Întrebarea mea este... Eu am vrut ca să merg și am cumpărat și mașini, am cumpărat și hani, am cumpărat toate ce este necesar. Dar această persoană a locuit în în Lunca Ivii, cu care este căsătorită, bărbatul ei a plecat în Germania, care ea și-a găsit alt amant. Dar nu-i treaba ta asta! Ce legătură asta, copil? Asta nu e treaba ta! Treaba ta e să-i dai copilul mamei înapoi. Asta e treaba ta. Și încă ce viața ei personală e viața ei. Nu are nicio legătură ea cu tine. Nu dar mai ordonanța prezidențială spune că până la soluționarea cazului, copilul stă la mamă, că am văzut aceste informații. De ce nu s-a respectat acest lucru? Păi au fost audiat, au venit cu executorul, au venit aici la noi acasă, pe care a fost un psiholog care l-a audiat și copilul nu mai a vrut să meargă. Dacă nu vrea să meargă, eu pot să-l iau să-l duc cu forța. Nu vrea să meargă pentru că nu vrei. Și încă o întrebare, foarte importantă. Tu nu respecti, Vigeai, numai puțin, Jesse, Vigeai, tu nu respecti hotărârea instanței, hotărârea judecătorului, da? Și privezi copilul ăsta de... Și s-ar putea, uite, o să-ți explice, doamna avocat, ce poți păți, ne-a spus mai devreme, dar nu știu dacă ai auzit. Doamna avocat, explicați-mi ce poate să se întâmple dacă nu respectă. Dar aș vrea să plec de la o altă informație. Înțeleg că s-a formulat o acțiune în stabilirea paternității.
Este finalizată acțiunea? Adică dumneavoastră sunteți tatăl copilului? Da, eu sunt tatăl copilului, da. Așa a hotărât instanța. Păi așa este adevărat, am făcut testul de paternitate. Nu că au hotărât instanța. A, deci nu au hotărât instanța, doar ați făcut testul de paternitate. Deci, prin ordonanță... Probabil l-a prezentat în instanță acest test și s-a... Dar nu e finalizat dosarul. Nu contează. Dosarul s-a amânat. Acesta este motivul pentru care provizoriu copilul stă la mamă, pentru că nu se cunoaște încă dacă reclamantul este tată, pentru că el chiar dacă a făcut testul de paternitate, e adevărat că regea este proba supremă, dar nu s-a pronunțat instanța. Asta o dată. Doi, există și alte, bănuiesc, și alte dosare pe rol prin care executorul a notificat instanța că dumneavoastră nu vă respectați obligațiile. Aceasta se pot constitui alte dosare pe rolul instanțelor civile, unde dumneavoastră veți fi obligat la plata unor penalități până la 1000 de lei pe zi de întârziere până la executarea obligației. Puteți face obiectul unui dosar penal pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești și dacă se constată că dumneavoastră sunteți cel care influențează copilul și creați această ostilitate față de mama care l-a crescut până la această vârstă, puteți pierde chiar exercițiul autorității părintești asupra copilului. Dar ea nu l-a crescut singur, asta este problema. Da, copilul până la 5 ani, până ea s-a găsit acel bărbat care s-a căsătorit, ea vinea fiecare săptămână, vinea aici cu copilul. Dar era mai mult, era aici decât acolo la ea, acasă. Nu, treaba e foarte simplă. Nu contează unde a stat copilul, cine l-a crescut. Am înțeles că ați fost alături de el, dar copilul a trebuit să rămână la mamă, da? Că așa a dispus instanța. Cine sunteți dumneavoastră? Că până la urmă, așa cum zicea doamna avocat, nici nu sunteți în acte tatăl acestui copil, că nu s-a definitivat dosarul. Aveți doar un test. Aveți doar un test de paternitate. Păi stai să vedem, așa este Eva. Tatăl este și în acte, e trecut pe certificatul de naștere al copilului. Da, deci este legal. Bun, eu revin. Și atunci de ce am mai făcut acțiunea în stabilirea paternității? Cum te cheamă? Cum îl cheamă pe tata? Vijay. 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 Este adevărat că ai dus-o la cerșit pe Eva în Turcia și că ai vrut să o și prostituezi? Nu este adevărat ce zice această persoană. Această persoană nu știe cum se influențează. Eu aș avea rugămintea la dumneavoastră, dacă dumneavoastră ne acceptați să merg eu personal cu copil până la dumneavoastră la misiune și ca să lăs pe copil cu dumneavoastră și dacă copilul consideră că vrea să meargă la ea, eu sunt de acord ca să-l beau. Bun, dar pe copil ai vrut să-l duci la cerșit? Executor, îmi dai copilul înapoi, mincinosule care ești. A venit cu executorul, am dat 12 milioane bani din gura copiilor ca să vin la tine, că tu mai păcălit că mi-l dai și tot nu mi l-ai dat. Vijay, adevărat, nu duci copilul la cerșită sau ai vrut să-l duci pentru că are acea invaliditate? Dar eu de când s-a născut acel copil, i-au mâncat pensia, i-au mâncat cu bărbatul ei și cu bărbatul care a bătut copilul. Dar ai probe să spui că bărbatul ei a bătut copilul tău? Ai probe? Ați făcut vreo plângere? Da. Ai făcut vreo plângere la poliție, la DGASPC? Da, am făcut. Am înțeles. Deci ai probe, dar acest copil, el mi-a zis din gura lui, nu am zis eu ca să influențez eu. Dar vreau să întreb pe Eva. Eva, tu de când nu ai mai văzut băiatul? De când nu l-ai mai vorbit cu el? Păi l-am văzut de foarte mult timp, de atunci. Acum de luna trecută, câteva minute când am fost cu executorul, atât. Și am vorbit prin poartă ca la închisoare și punga cu dulciul tot prin poartă i-am dat, că nu m-a lăsat maică-sa să ghișchit poarta să-i o dau. Și copilul când te vede... Copilul când te vede, ce reacție are? Dacă copilul nu vrea să meargă la tine, dacă copilul nu vrea, a fost audiat de doamna psiholog, a fost audiat... Și nu vrea să meargă la tine, dacă nu s-o simțit. Copilul ăsta a fost murdar, a fost păduc și așa mai departe. Nu cred că este corect ca să spun toate ce s-a întâmplat. Eu am trimis toate cozele. Vijay, stai numai puțin. L-ai luat din ianuarie, da? Și suntem în septembrie, da?
Suntem da. În septembrie, sunt atâtea luni, au trecut atâtea luni în care e privată pe această dar mamă de copilul ei. Și pe el de școală, că nu l-a dus la școală. Și pe el de școală. Dar, uite... Păi la școală, dacă eu l-am înscris la școală, ea de ce nu vrea să dea acceptul, să dea... Pentru că el era înscris deja la școală lui. Nu, dar instanța a hotărât că nu e mamă. Tu te duci de fapt să scrii la altă școală. Da, n-avem voie să dăm... Sunt date cu caracter personal. Vigeai, tu trebuie să înțelegi un lucru. Instanța a decis că acest domiciliu al copilului este la mamă. Tu nu poți să-l înscrii în alt oraș. La ce școală vrei tu? El era deja înscris la o formă de învățământ. La o școală unde mama domicilia. M-a lăsat ca să vorbesc sau nu? Păi cu tine, vorbesc. Să vorbesc, nu are niciun rost. Vingeai, păi nu vorbim vingeai. Unul de altul, că nu mai se întâmplă nimic. Vingeai, cu tine vorbesc. Și la televizor. Tu n-ai voie să... Stai un pic, Eva. Tu n-ai voie să înscrii copilul la o altă școală fără acordul mamei dacă el era deja înscris legal la școala unde are mama domiciliu și copilul domiciliu. Păi da, dar mama... Mama care avea domiciliu era în Lunca Ilte, pe care acum l-a transferat în Ilva Mare. Nu este la aceeași școală. Acum o zis și ea. Nu, că domiciliu este în Ilva Mare. Primarul din Lunca Ilvei nu a vrut să-mi primească copiii la școală, că a spus că nu avem acte notariale. Dar de ce vine de tine că primarul nu vrea? Păi dacă nu ai posibilitatea, ca să întreții un copil. N-am înțeles. Vigeai, tu n-ai înțeles un lucru foarte, foarte important. Și doamna avocații l-a spus mai devreme. Eu observ din punctul meu de vedere, dacă tu din ianuarie ai privat-o pe mamă și nu și-a putut vedea copilul, n-a putut comunica cu el, n-a putut să mai ia legătura cu el, asta înseamnă alienare parentală, este ușor de dovedit. Da, și doamna avocatul a spus un lucru care cumva e o noutate, legea nu este de mult intrată în vigoare. Din mai 2024. Din mai. Ei bine, uite că se mai schimbă lucrurile, că noi aici am vorbit vreo 2 ani, Mirela, numai de cazuri de genul ăsta. E, din mai se pare că tatăl, dacă alienează parental și se dovedește lucrul ăsta, va fi privat de dreptul părintesc. Adică orice părinte are și care alienează parental. Da, în cazul nostru tatăl. Poate fi decăzut din dreptul. Este un abuz psihologic. Deci tu vei fi decăzut din drepturile părintești dacă se dovedește acest lucru. Nu știu dacă realizezi. Mai mult decât atât, este nerezistă și infracțiune pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Această ordonanță înseamnă că are efecte provizorii, adică în mod provizoriu, domiciliul copilului este la mamă. Până când? Până la soluționarea celuilalt dosar, care are ca obiect, înțeleg, stabilirea domiciliului definitiv și stabilirea paternității. Că înțeleg că există totuși un dosar înțeles. Pe rol privind stabilirea paternității. Dar, ascultați-mă, vă rog frumos. Dumneavoastră știți unde locuiește ea? Asta e ultima întrebare care vă pun. În momentul în care instanța spune că domiciliul copilului este la mamă, indiferent unde locuiește mama, copilul trebuie să stea cu mama. Bun, dar asta poate verifica protecția copilului, dacă se împlinește condițiile. În timpul ordonanței. Dacă s-au verificat și ordonanța spune până la soluționarea cazului, copilul stă la mamă. De ce nu stă copilul la mamă? Pentru că nu vrei tu. Pentru că nu vrea el, dacă copilul nu vrea. Dacă copilul nu vrea să meargă, poți să-l ia cu forța să-l duc? Dacă legea spune da, îl duci la mamă. Legea presupune că este influențat, nu este refuzul propriu al copilului. El este influențat. Tu poți să-l influențezi pe copil să și vrea la mamă, nu este adevărat, să explic. Nu este adevărat tot ce ziceți dumneavoastră. Dumneavoastră, haideți că vă domnesc. Ați avut acces la copil, da? Mama nu v-a îngrădit dreptul ăsta. Vila da câte 2 zile, păi, câte 2 zile. De ce l-ați luat și nu ați mai lăsat-o nici măcar să-l vadă o zi, două? De ce l-ați îndepărtat? Dar eu am lăsat-o de fiecare dată. Dar ea de fiecare dată a venit cu poliția și dacă ea nu vrea să rămână fără poliție, cu cine de bine? A venit cu poliția pentru executarea hotărârii. Păi n-a venit odată, păi, a venit de mai multe ori. A, deci dacă ea vine și îl ia la plimbare, da, tu îl dai. La poliție, că tu ești un om obraznic și la televizor ești obraznic și agresiv. De aici oamenii ăștia nu te cred. Care ești mincinoasă, ascultă-mă, de ce nu facem un detector de minciuni care minte și care spune adevărul? Dar nu, păi de ce nu faci detector de minciuni, ca să spui, acum? Să te întrebe, după la ce și tu spui că nu, detectorul spune că da, și atunci acum e? Bun, nu-i despre că nu, nu mai mă frică, e despre acest copil de 9 ani care să l-a cu deja este abuzat când vede tot ce se întâmplă aici. Bun, Eva, transmite, gata, Eva. Dar nu mai duci la sfârșit în Turcia și nu mă băteai și nu mă obligai să cerșesc? Și când a venit în țară, ai spus că să-ți zici, dovedește, nu că spui tu ca să poți
dacă copilul acesta a fost audiat, a fost și la NPC la Bistrița și nu mai vrea să meargă la tine, nu pot. Copilul meu cu lecția învățată de la tine, nu mai minți atât. Acum l-ai învățat mamei aia. O rămas doar ea. Eu nu am fost cu el. Eu nu am fost cu el. Cu ce lecție? Un copil? Pentru asta... Eva, transmite, te rog, un mesaj copilului tău. Dacă ai putea vorbi doar tu cu el acum și el te aude, ce ai vrea să-i spui? Păi aș vrea să spun să se gândească că eu în fiecare zi plâng după el, în fiecare zi îmi doresc să-l văd măcar 5 minute, da? Eu nu am ocazia să-l văd, nu am ocazia să mă îmbrățișez copilul, mi-e dor de el. Vă gândiți cum e sufletul meu de mamă, că l-am crescut. Eu l-am crescut fără ajutorul lui. N-a venit niciodată să zică, uite mă, femeie, ia 100 de lei, ia ceva de mâncare copilului ăluia. Nu, venea și el acolo cu două, trei dulciuri într-o plasă, cu unul de haine și acum după 8 ani, gata, e tată și el. Îi trebuie copil crescut de altcineva. Câți copii mai ai, Eva? Mai am încă un băiețel. Încă un băiețel de 5 ani sau cât ai spus care? 5 ani și jumătate, am înțeles. Și crezi că odată cu venirea băiețelului celui de-al doilea pe lume, cel mare s-a simțit neglijat? Dacă e adevărat ce spune tatăl că nu mai vrea la tine băiețelul, e că poate simte că nu i-ai mai dat atenția cuvenită odată cu venirea pe lume al celuilalt frate? Deși, nu, Doamne, chiar, iartă-mă, așa toți avem mai mulți copii. Asta nu înseamnă că se supără la mare că i-am mai născut și pe aia mici și că el nu mai vrea la mama, că are alți frați și mama se ocupă mai mult de alții. Așa e într-o familie. Adică... Chiar, eu încă... Mă scuzați că vă întrerup. Eu încă mai mult țineam la cel mare decât la cel mic, pentru că el mi-a fost, nu că mi-a fost neapărat primul copil și că am prins drag de el și că cel mic a venit după 4 ani. Că 4 ani e diferență între copii. Eu întotdeauna m-am lipit mai mult de cel mare, pentru că are și un handicap și să se simtă iubit. L-am ajutat și la teme și orice avea, îi explicam cum să facă. Stăteam tot timpul lângă el, l-am învățat alfabetul, l-am învățat să scrie, numai că el învață un pic mai greu. Da, în Eva, cauza că s-a născut greu. Tu crezi că tatălui ține așa de mult ca să vină copilul la el pentru beneficiile financiare, să zic așa? Ai zis că are o pensie, are o alocație mai mare, poate, Doamne ferește, îl duce și la cerșit. Crezi că are un interes ascuns? Acest interes îl are și asta urmărește, că el, când avea copilul un an, vă jur cu mâna pe inimă, mi-a spus să merg cu el și cu copilul 3 luni la cerșit în Turcia și cu banii care îi obținem îmi cumpără o garsonieră, lui își cumpără o mașină, ne rămâne și bani de mâncare și că îi mai găsi eu pe cineva, că bărbatul ăla ce mi-o oferă? Pe ce mi-o oferă? Era angajat, lucra omul și din cauza lui a apărut certurile între mine și soțul cu care sunt... căsătorită, că a venit la noi la domiciliu și l-a bătut. Atâția pun din cap, eu da la om, până tot i-a umflat capul de pun. Spuneți-mi, domnul Dolnante. Bine că eu făcut poliția un dosar. A, deci s-a depus plângere și poliția a făcut și dosar penal pe numele tatălui copilului, da? Prin ordonanță s-a dispus și obligarea lui la plata pensiei de întreținere? Să vă plătească pensia, având în vedere că domiciliul copilului este la dumneavoastră? Încă nu. Nu ați cerut pensie? De întreținere? De la el? Eu am cerut, dar nu mi-a răspuns nimeni cu nimic înapoi, nici că da, nici că nu. Ați făcut un alt proces, un alt dosar sau în cadrul ordonanței ați cerut? Am făcut un dosar, da, un dosar, nu în ordonanță, am făcut altul, separat. E foarte multă agresivitate acolo, se bat între ei, iubitul cu fostul iubit, bat copilul, nu știm dacă e așa, este da, foarte trist. Dacă nu mă credeți, puteți, eu vă dau numărul de la poliție, care vă poate spune. Da, fiți sinceră cu noi acum, fiți sinceră cu noi, Eva, l-a bătut actualul tău iubit pe copilașul de 9 ani, pe primul tău băiat? L-a bătut pe soțul meu cu care sunt căsătorit. A venit la noi la blocul lunga Elbec, a zis că vine să-și vadă copilul. Nu, zic dar de fapt el a venit să le iei pe soțul meu la Andrei. Actualul tău soț, Eva, l-a bătut pe copilul tău cel mare? Așa cum afirmă Vigeai? Nu l-a bătut. Că el a sunat la ambulanță și la poliție și m-a sunat cei de la ambulanță și mi-a spus ai ceva probleme cu un copil, ți-e bolnav, l-a bătut cineva? Eu i-am spus că nu am nevoie de ambulanță. Bine, am spus atunci așteaptă că vine poliția. A venit poliția la mine, am dezbrăcat copilul ca pe un nou născut
Nu avea copilul, nu era nici great, nici roșu, nici albastru, nu avea nicio urmă de lovitură. Atunci poliția l-a sunat în albastru și i-a spus că dacă mai... Dar este adevărat, a sunat poliția și a spus că dacă mai suni la urmă din astea, te amendează de unii, mai ești în stare să plătești, îi cunoaște. Și i-a spus la polițist că o consuma ceva, că nu știe ce vorbește. Măcar îi cunoaște, nu fiind așa de nețințit, că te vei de o țară întreagă. Păi, dar ce să recunosc asta? Așa ce să recunosc? Că n-ai o grijă de copilul ăsta, l-ai purtat murdar și păducioș? Dar tu, da, unde l-ai purtat? Măcar el a purtat, tu ce ai făcut? Să se facă oamenii ca să poată să facă un ajutor. Unde ai mâncat banii cu alcoolistul tău, cu părinți? Domnule Vigeai, dumneavoastră unde ați fost? Unde ați fost? Deci ai purtat copilul pe saltea și tu cu nevastă ta ai dormit în pat? Ca să nu vă încurce copilul, așa? Eu unde am fost? Da, tu! Eu la copil că de-abia încep să vin acasă, să-l strâng în brațe, să doarme da. Lângă mine în pace. El a spus, nu, mami, că eu m-am învățat să dorm singur. Stai numai un pic, că vreau să-l întreb pe... Stai numai un pic, că vreau să-l întreb pe Vijay. Tu cum... Stai un pic, Vijay, tu cum crești copilul ăsta? Cu ce bani? Ce lucrezi? De unde ai bani să-l întreții? Păi, să-l prin străinătăți, normal. Păi și ce unde rămâne astea? Copilul în timpul ăsta? Stai un pic, să ne răspundă. Păi, Vijay. Ascultați-mă, dacă o lăsați pe... sărăcia să vorbească... Dar de cine vorbești așa? De mama, băiatului tău? De cine vorbești așa? Nu, eu nu cer stai un pic. Vijay, este adevărat că nu ți-ai dorit acest copil și că mama l-a crescut singur atâția ani? Ascultați-mă. Dacă ea are mai mare prioritate decât eu, a fost ancheta la mine acasă, o considera că eu am posibilitate ca să cresc copilul ăsta și am un trai decent. De unde? Ea nu are casă, de unde ea locuiește în port. Ce lucrezi? Vreau să știu ce lucrezi. Eu am fost în Germania, am fost la muncă. Mm-hmm. Și ai fost, dar acum ai ce fost la ce cum? Da. Ți-au rămas bani și cu banii ăștia crești copilul? Păi aici în România și aici în România să câștigă bani. Și tu ce lucrezi? Eu mai mă... Da, se câștigă. Cei care muncesc chiar câștigă bani în România. Eu nu am un loc de muncă, ascultați-mă. Eu nu am un loc de muncă, eu mai cumpăr o mașină, sunt bișnitar. Cumpăr o mașină și vând și cumpăr și așa mă descurc, mă întrețin familia. Dar vezi că ai o problemă foarte, foarte mare. Dacă nu ai un loc de muncă, copilul nu are ce căuta la tine. Conform legal procedurii trebuie să demonstrezi că ai venit tu cel legal. La protecția copilului care spun că trebuie să ai eu un loc de muncă. Eu trebuie să mă ocup el, dar are și el un tată care... Ia cum îi crește copilul acesta? Din ce păi are crește? Pensie și are alocația. Păi, dar tu din ce îl crești? Asta păi, e întrebarea. Din banii copiilor. Din banii copiilor. Păi da, păi, pentru asta sunt banii pentru copii, nu? Da, din banii copiilor. Am un ajutor social de 1135, am alocația 1000 de lei. Eu mă descurc și îmi trimite și soțul, îmi trimite păi, banii străinătate, da, a spus până vine 1 decembrie, ia copiii și du-te acasă. Acum, de când copilul acesta este la mine, i-a cumpărat un rând de haine. De când e la mine, din pianul. Dar are obligația să cumpere, copilul trebuie să stea la mamă. Dar el are hainele lui acasă. Cum el trebuie să cumpere haine ca să stea la tine ilegal, copilul? Că nu înțeleg. Copilul are hainele lui acasă. Da. El trebuie să vină acasă la el, unde are el lucrurile lui. Dacă are casă, doamnă, că are casă, că n-are casă, dumneavoastră, nu înțelegeți dacă că n-are casă. Dacă instanța a decis că trebuie să stea la mamă, înseamnă că instanța o fi făcut toate aceste demersuri și anchetă socială. O venit de la primărie și a făcut și doamna Aruda de acolo de la protecție. Ascultați-mă. Eu... La primărie care nu sunt unde stau. Deci nu stăm atât de rând ca să nu avem... Eu sunt un om foarte corect. Eu dacă dumneavoastră considerați ca să merg la dumneavoastră în emisiune și cineva ca să-l audieze pe copil și dacă copilul acesta vrea să meargă la măsta din momentul dar ăla... Dar copilul poate fi influențat de dumneavoastră, DJ, sau cum... Păi dacă rămâne cu dumneavoastră... Păi dacă tu nu vezi, copilul poate să meargă... După 10 ani este vreo de cu instanță. Telefonul copilului este 119, știți, asta este vorba despre un număr de urgență pentru victimele, abuzului, violenței, victime care sunt copii. Și violența, mă scuzați, violența nu este doar o violență fizică, noi vorbim și de abuz psihologic, fix ce se întâmplă în această situație. Pe tine cine te ajută să ai grijă de copil, Vigeai? Păi, mai ales care e bolnavă, de asta se sprijină în două curte. Care mamă? Soția, nu mai minți mă că tu cum poți să-mi cum poți să-mi cum poți să-mi
Da, stai, Eva, lasă-l un pic să răspundă. Stai, Eva, lasă-l un pic. Deci cine te ajută pe tine să crești? Cine te ajută să crești copilul? Cine mă ajută ca să crești copilul? Da. Păi nu mă ajută nimeni. Eu sunt, am toate necesarele ca să crești copilul. Bun, eu zic că a făcut Eva toate demersurile, nu mai putem continua. Nu înțeleg încă o dată, a mia oară, nu înțeleg pentru ce se dau aceste hotărâri în instanță dacă ele nu sunt respectate de părinți. Și dacă oricum părintele face ce vrea cu copilul, chiar dacă instanța spune că acel copil nu trebuie să stea la el. Am văzut asta de sute de ori. Nu știu de ce ne mai pierdem vremea, banii și mai aglomerăm instanțe, dacă oricum oamenii ăștia nu țin cont de ele. Scurtă pauză de publicitate. Luăm publicitate, da? Am zis bine? Așa. Da, da. Revenim cu următorul subiect. Povestea rătăcirii lui Raj prin capitală, cusută cu ață albă, a fost tânărul pion pentru o mafie periculoasă. Undița misterioasă era un semn sau un mesaj secret? Scoatem adevărul la lumină! Aflați totul în câteva clipe la Acces Direct! Cu toții am așteptat cu sufletul la gură ca Raj să ne spună ce a făcut în cele 7 zile în care noi și familia l-am căutat neîncetat. Mare ne-a fost mirarea când am descoperit că, de fapt, multe lucruri din cele povestite de el ne dau un pic cu virgulă. Din lungul șir de detalii care se bat cap în cap, sunt două constante, Undița și Gara de Nord. Iar noi nu ne lăsăm până nu descifrăm și aceste două enigme și rolul lor în povestea dispariției lui Raj. Apropo de Raj, el a ajuns acasă la Botoșani în această dimineață și ne-a promis că va intra în direct cu noi. Noi sperăm să intre cât mai repede. În platou a venit colega noastră Adriana Istrati. Bine ai venit, Adriana! Bună ziua, bine v-am găsit! Am foarte multe lucruri de spus astăzi în legătură cu Raj, pentru că eu și colega mea, Oana Cercel, am fost cele care am mers în gară după Raj, vineri noapte. Așa că cei de acasă cred că au lucruri de aflat și cred că sunt curioși să știe cum l-am găsit, în ce stare era, cum s-a simțit după, ce a făcut în weekend, ce ne-a povestit. Cred că cum sunt niște lucruri pe care trebuie arăta să le dezbatem. Arăta Raj om al străzii care a dormit acolo unde ne-a arătat nouă o săptămână? Nu. În niciun caz nu arăta ca un om al străzii, asta vă spun cu siguranță. Păi era odihnit în primul rând și cel mai important era un om odihnit, era un om căruia nu era foame. Ținând cont de faptul că a stat 7 zile pe străzi, ar fi trebuit să-i fie foame. Iar în momentul în care noi l-am cazat la acel hotel, primul lucru pe care l-am întrebat a fost dacă vrea cumva să îi dăm ceva să mănânce. A refuzat categoric, spunând că este hrănit. A doua zi dimineață mi-a spus că nu a dormit toată noaptea și s-a uitat la emisiunea cu el, pentru că era odihnit. S-a exprimat așa. A zis, nu, doamnă, n-am dormit, că eu sunt odihnit. Am stat și m-am uitat cum m-ați căutat. Păi da, eu nu știu pe ce s-a uitat el, că probabil că este emisiunea pe Antena Play, dar ce, la reabonament pe Antena Play? Nu, să știi că sunt diverse site-uri care publică emisiunea noastră. Nu știam. Serios? Da. Uh-huh. Bun, dar el l-a găsit, adică da? Odihnit fiind că o săptămână s-a odihnit, cum ar veni. Acum zice, bă, îmi permit să pierd o noapte, să mă uit și eu la mine să văd cum mă căutau ăștia. Da. Acum, încă ceva. El n-a venit din Bruxelles sau din Belgia, unde a stat atâtea luni, cu un bagajel, că eu îl văd cu mâinile goale în Gara de Nord. Se pare că nu. Același lucru ni l-a spus și nouă atunci când am mers după el în seara respectivă. Ne-a spus că i s-au furat banii din portofel, însă ce credeți? Portofelul îl avea la el și buletinul. Însuși era, da, la el. Era la el, da. Și buletinul, pentru că tot când am ajuns la hotel, știți că se cere să semnezi o foaie din aceea când te cazezi. El a scos singur buletinul pentru a-și da datele. Păi a și zis că s-a legitimat la poliție. A zis că poliția l-a legitimat de 4 ori. Da. Raj, bună seara! Raj, stai în locului, că amețim. Raj. Bună seara. Pentru că căutam telecom. Iar te uiți la televizor? Nu mai căuta, stinge televizorul din buton și hai să fii în direct cu noi, te rog, pentru că te uiți, că tu știi să te uiți pe site-urile alea să vezi emisiunea în direct, da? Sau mă rog, în reluare. Da? Ești gata? Da, bună seara. Cum a fost să dormi în pătuțul tău de acasă, după atâtea luni? A fost bine, pot să spun.
Adică ce, era mai bine pe stradă aici, între blocuri, între mașinile alea unde ne-ai arătat tu un ochi? Doamne, iartă-mă, nu, ferească Dumnezeu, n-am vrut să spun asta. Dar n-ai așa, n-ai și tu niște dureri de spate, cum ai dormit pe acea bancă? Mă, cam doare spatele, Te nu doare, pot spun așa, că bine, a și plouat rău săptămâna trecută. A fost dar și frig. Dar când a plouat, unde ai dormit? Acolo sub... Și pe asta, ploaie? Și pe ploaie? Păi da, că acolo nu bate ploaia, nu intră ploaia. Praja, aș avea o întrebare. De unde ai făcut un rost de acea pilotă albă, care, atenție, e un alb imaculat, nu este murdară absolut deloc, da, și de am găsit-o chiar în față. Păi ascultați-mă un pic. Alea ce le vedeți noi, le-am găsit chiar lângă biserică, chiar unde am mers și am filmat. Așa curate? Cum e că există pilotă da. La biserică? Mă duc și eu și dacă să ne zici și nouă, că și eu am nevoie de o pilotă da. Nouă, poate? Mie, serios, poate, ți l-a dat cineva acum găsit, pe bune, ți l-a dat cineva? Nu mi le-a dat nimeni, doar că le-am găsit acolo și mai erau încă câteva perne și pe, mi-am luat decât pe jos, așa, lângă curtea bisericii, cum erau, așezate pe iarbă? Nu, sau? Erau lângă biserică, puțin mai încolo, erau niște sajni ăștia care se fac curat prin casă. Mm-hmm. Da, poate, da. Posibil, da. Auzi, dar unde e bagajul tău? Tu din Belgia n-ai venit și tu am cu bagajul? Am avut doar un rucsac, doamnă. Și unde e? O rămas acolo. Păi, ce aveai în el? Niște bluze și niște pantaloni. Păi de ce nu i-ai luat? Nu, e, nu sunt lucrurile tale? Ba da, dar erau multare. Ce să mai fac cu ele? Și ai rămas în aceleași haine de când ai venit în Belgia și până acum? Nu, m-am mai schimbat, dar erau niște haine care și care le purtam la muncă. Dar doamna aveai Mirela. Și o vestă pe tine pe care mama ta nu a recunoscut-o. Cine ți-a dat acea vestă? Păi aia am avut-o când mergeam cu ea la muncă. Deci era și vesta la ta? Avator. Da. Vestă luată de acolo, și din Olanda. Cum ai hotărât să lași restul hainelor acolo, dar vesta totuși să o iei din rucsac? Pentru că aia îmi ținea spatele la cald. Și ce s-a întâmplat cu portofelul? Că am înțeles, colegii mei, atunci când s-au întâlnit cu tine, l-au văzut în mâna ta. Tu spuneai că banii... Portofelul? Nu, stați așa un pic. Dacă vă aduceți aminte că și când am intrat în emisiune și înainte să intru, am spus că portofelul l-am găsit lângă mine pe bancă. Cu tot cu acte, numai banii nu mai aveam, da. Dar asta... Adevărat, da. Stai puțin, adevărat. Hoții din Gara de Nord... Tu spui că ai fost jefuit acolo, în Gara de Nord, pe banca respectivă, da? Da, chiar nu mai țin exact peronul. Hoții respectiv stăteau, își luau timp să scoată bănuții din portofel, să-ți așeze ție portofelul lângă tine, așa păi, cum... Adică nu luau portofelul și plecau? E un portofel, dacă vă arăt, e un portofel simplu. Păi, nu contează, simplu, și acolo încăpeau 2000 de euro sau cât ai zis tu că aveai? Aproape 2000. Încăpeau așa? Că mie se pare că e un portofel destul de mic. Hai să vă rog ceva. Dar fii atent, Raj, până ne rogi, spune-ne cu legat de bani. Tu de ce ai scos banii de pe card? Lăsați-mă puțin. Doamna Mirela, cred că băiatul meu a fost amenințat. Are ceva pe suflet? Nu vrea să spună. Da. La noi credem, doamnă, la fel, de asta... L-ați simțit dumneavoastră, doamna? Nu, doamna, mea, doamna. Vreau de asta nu mai vreau să intru în emisiuni, pentru că nu știu ce se întâmplă. Vreau să duc la un psiholog, vreau să duc undeva, să uit din stresul ăsta care îl are, că eu îmi cunosc copilul. Dar de ce? Îmi pare rău că n-am intrat cu dumneavoastră pe fir, dar vă spun sincer că cred că copilul meu nu a fost așa cum spune el. Dar vi se pare total schimbat? Da, ce s-a schimbat la el, doamna? Foarte schimbat, mi se pare. I-a bătut? Gânditor? Foarte gânditor și foarte a bătut. Deci nu prea stă de vorbă cu mine mai deloc. Nici cu frații. Câți frați sunt acasă în momentul ăsta, doamna Efrodita? Acum, momental, sunt plecați băieții. La muncă. Nu am decât 3 copii. Și cei 3 copii, frații lui, ce au zis când l-au văzut pe Raj? Cum li s-a părut Raj? Tot la fel. Adică toată familia crede că el ascunde ceva? Ascunde ceva. Dumneavoastră credeți că el a intrat de bunăvoie într-un grup din ăsta? Nu. Într-un anturaj din ăsta dubios? Sau ce crezi că s-a întâmplat? Nu, mie mi se pare că domnul șofer cu unghița a fost o plasă ceva aici. Păi și el știe, Raj știe foarte bine ce a făcut? El spune că nu.
dar eu nu cred. Dar de unde... Aveam o amenințare. Doamna Efrodita, dar el e schimbat de când a venit în România, de săptămâna trecută? Sau era schimbat și înainte, când era în Belgia? Nu, în Belgia nu era schimbat cu nimic. Deci acum, săptămâna asta l-a schimbat, spuneți dumneavoastră. Exact. Doamnă, dumneavoastră, unde credeți că a stat săptămâna asta în București? Nu v-aș putea spune, dar a stat undeva într-un loc pe care... Da. Dacă vă aduceți aminte, v-am spus, nu mi se pare hainele și încălțămintea chiar așa de murdare. Uh-huh. Da, exact asta am spus uitat, și noi, că v-am văzut. V-ați uitat la el. Nu e bătut băiatul dumneavoastră, nu e, n-are vânătăi pe corp, nu știu. Și ce nu v-a spus bătut, că de când a venit acasă? Cum ați comunicat? Ce v-a povestit? În ce a constat? Nu mai nimic, pentru că am ajuns la 3:30, aproape de ora 4 acasă dimineață. O mai stat puțin, nu știu ce-a făcut. A venit într-o cameră singur el. O stat. Nu știu cât o stat pe telefon. După aia a dormit. Nu știu dacă are jumătate de oră de când s-a trezit. Dar eu tot mă întreb cu lanseta aia. A furat-o aia de pescuit, da, Raj? Te rog să-mi spui. V-au furat-o undița aia? Ți-a furat-o hoții care te-au și jefuit? Când m-am trezit nu mai era acolo. Am înțeles. Bun, și totuși... Și înainte să te culci, e important, Jesse, și aș vrea să rămânem aici. E bine că ai deschis discuția. Da, aici legat ceva... de undiță, da. Înainte să se culce, s-a uitat la undiță, te-a uitat în interior. Era ceva ascuns în acea undiță? Nu, n-am văzut să fie ascuns nimic în ea. Bun. Deci te-ai uitat? M-am uitat, am scos undița că doar am făcut poze la ea. Păi n-ai scos-o, că poza nu e scoasă din... Dacă știai că trebuie să predai undița următorului șofer care urma să te preia, de ce ai căutat prețul pe internet? Pentru că am vrut să văd că e, dacă iese o undiță scumpă, cum mi-a spus șoferul, s-o dau la celălalt. Bun. Că el mi-a spus că e o undiță foarte scumpă și că nu prea sunt prin România. Și dă unui străin. Și încă o chestie. Zice, ia, băiat, nu știu cine ești, dar ia tu undița asta foarte scumpă, nu se găsește așa ceva în România, și o dai tu următorului șofer. Da. Bun, păi, dar nu... ceva legat de undiță, nu. Mie știți ce-mi place? Doamna Efrodita, veniți un pic în spatele lui acolo. Așa. Mie îmi place că dumneavoastră ați luat taurul de coarne, că păreți foarte hotărâtă să aflați adevărul, dar copilul, când interveniți dumneavoastră și spuneți că el vă ascunde ceva, copilul lasă capul jos și nu zice nici pâs. Copilul de 33 de ani. Corect! Îmi se pare ceva normal. Da? Deci el nu crântește în fața dumneavoastră, poate pentru că știe că aveți dreptate. Uitați-l așa acum. El stă cu capul plecat ghiocel, în timp ce dumneavoastră spuneți că el vă ascunde lucruri și că este foarte schimbat. Așa este, Raj? Eu nici am anunțat că autoritățile că el a ajuns acasă. Dar eu am o curiozitate cu undița aia, n-am și ei, stați un pic, și ei, da, vai, vă rog să sunați autoritățile și să retragă dronele alea și câinii ăia de urmă. Da, și elicopterele alea. Chiar n-am primit, telefon nici până în ziua de astăzi, da, să mă întrebi unul dacă l-am găsit, dacă știu ceva de el, absolut nimic. Dar el e în continuare dispărut pe site-ul poliției, să știți, nu l-au scos de acolo. Păi, ar trebui cumva totuși și familia să anunțe. Avem o telespectatoare la telefon. Este foarte importantă această legătură telefonică. Bună seara, doamna Silvia. Bună seara. Doamna, aveți informații în acest caz? Vă rog, să-l întreb și-o pe Raj. Vă rog. Șoferul cu nevasta, concubina din București, a fost că la acolo, la aparatul bancar, când i-a scos banii. De ce s-a făcut împărțirea și n-a mers în București? Că i-a fost micropozit. Stați puțin, pe rând. Deci dumneavoastră aveți informația, l-ați văzut pe Raj în București? Raj a fost miercuri noapte în București, așa, da? Săptămâna trecută, da? La gară. La gară, bun. Da. Eu am avut niște probleme că am fost în București. Și cine a mers cu el la banca care a scos banii? Nu, șoferul Dan. Deci a mers șoferul cu el la bancomat, spuneți. Da, cu banca de țigări. Și la Raj e frică. Cu cine? Păi are bandă de țigani, că îi duce la lucrurile, e bani, da, în Olanda, îi predă la abator, da, păi ei iau comision, da? El la venire trebuia să dea banii de comision, știți asta?
Păi, nu. Dar dumneavoastră de unde știți? De unde îl cunoașteți? De unde, fratele meu lucrează la abator șef. Și dumneavoastră, bun, și dacă trebuia să-i dea banii de comision șoferului, e... Să știți că nu e o chestie ilegală, că mulți eu. Înapoi și trebuia să dea comisionul pe lunele care a lucrat. Să dau păi da, dar nu e o chestie ilegală. O fac mulți români care duc... Minciun, doamnă, minciun această doamnă care vorbește, din partea șoferului. Stați, doamnă, că dacă e doar asta, nu e grav. Nu vorbesc din partea șoferului tanti. Șoferul care l-a dus, l-a și adus tanti. Și aia le e banii. Nu e adevărat. E cu tot și cu totul alt șofer care am plecat și asta e alt șofer. N-au nicio treabă. Păi de unde știi? De unde știi care despre ce șofer vorbește doamna? Păi zice că nu e același. Păi de unde? De unde știe că nu e același? Păi nu știe el că nu e același. Păi da. Șoferul pe nu e același. Poate fi aceeași firmă. Dar șoferul nu e același. Firmă. Nu știu ce să spun. Dar n-am vorbit de nicio firmă. Nu, a zis șoferul, da. Este un șofer care face curse la Olanda, da? Așa. Are oameni de la Botoșani. Așa. Îi duce la muncă. Să vă explic o dumneavoastră. El le caută de lucru pe acolo, da. Îi angajează, îi bagă pe lavator la venire. Dacă nu recuperează bani de la oameni care îi duce la lucru, sunt debarasat. Le ia lucru, le ia bani în România. Da, dar este, cum să vă zic, asta nu e cel mai rău lucru pe care... care putea da, să-i se întâmple stați, lui Raj, că foarte mulți fac asta, da? Sunt da, intermediatori. Da, numai puțin, spun, doamna Silvia, stați doamna, acolo, doamna Silvia, doamna Silvia. Care după prima lună. Așa, și ce dacă? Și îl așteaptă și la... Ok, și ce dacă? Ce dacă doamne, a luat microbuzul din Belgia după ce a vorbit frasul. Cu, păi alea cu vine șoferul. De la Bruxelles, domnule, de la Bruxelles, în zona aia vine. Da, domnule, dar și dacă îi dă bani șoferului. El a fost în Amsterdam la abator. Stai un pic. Păi, și dacă îi dă bani șoferului comision pe lunile în care a primit banii, nu de aia a dispărut Raj o săptămână. Stați un pic. Una e una, alta e alta. Noi întrebăm da, ce a făcut Raj o săptămână. Nu dai important dacă spune doamna că mie că a fost la bancă. La bancă este mafios care le ia banii. Dacă mă credeți bine, e bine dacă nu e un Dumnezeu să-și vede. Doamna Silvia, dumneavoastră, miercuri spuneți că l-ați văzut. El era la bancomat. Era zona gării, este un bancomat mai pe partea stângă, de BCR, da? Așa, nu dați nume de bănci, dar în fine, așa. Și l-ați văzut acolo la bancomat? Și erau trei persoane, trei țigani, noapte pe la 3-4, miercuri cu el. Miercuri? Săptămâna trecută. Păi, el era dispărut miercuri. Da, dar eu nu înțeleg. Ok, și dacă e așa, stați un pic, doamna Silvia, ok. S-a dus și a dat banii ăluia comision pe lunile de muncă. Foarte mulți români fac asta, da? Legal, ilegal, stai, nu știu cum, dar e o chestie real, care se practică. E real. E păi, foarte important. Mai stai un pic, de aia. Băi, stați un pic. Dar sunt informații vitale. Noi eram aici și strigam, eram de bun aici în emisiune, nu înțelegeam unde eraș și se ducea la bancomat. Bine, și doamna care știa că noi căutăm, tace din gură și ne sună abia după ce noi l-am găsit. Pe bune, hai, lasă și pe asta. Bine, și de ce nu ne-a sunat în joi, doamnă, dacă l-ați văzut? Ok, doamna Silvia. Când au venit cu petrele alea, sunt agitat, am agitat așa și eu. Sunt în banda aia de țigani. Da, doamna, ok, gata, mulțumim. Ne-ați agitat, doamna Silvia. Și dacă l-ați văzut și știați subiectul, de ce nu ne-ați sunat dumneavoastră pe noi joi să ne ziceți că l-ați văzut miercuri la bancomatul ăla de la BCR? Ne sunați acum după ce noi l-am găsit de două zile? Mulțumim! Și dacă e așa, s-a dus omul la bancomat să scoată bani să-i dea recuperatorului. Ok, pe noi ne interesează altceva. Unde a dormit Raj o săptămână? Că el n-a dormit acolo pe trotuar, că a mai și plouat afară și a plouat rău. Deci, Raj, ne agităm degeaba pentru tine și nici nu ți-a arăt fața. Ne uităm la niște tablouri. Dă-te mai așa. Iartă-ne că te-am trezit. Raj, uite, am eu o întrebare pentru tine. Vă ascult. Eu știu clar și mă ocup cu asta și se vede foarte clar că tu ești nevoit, poate, să ascunzi ceva. Eu nu o să te întreb ce ascunzi. Te întreb altceva. Ceea ce ascunzi tu ar putea o afecta pe mama ta? Ar face-o să sufere? Sau te-ar afecta pe tine? Dacă s-ar afla? Nu te întreb ce. Aș vrea să mă abțin de la unele lucruri. De asta nu prea vorbești, de asta nici nu doresc să intru nimeni. O telespectatoare a răspuns de la sine. S-a sesizat un lucru foarte interesant și anume că el, atunci când a intrat ieri în emisiune, primul lucru pe care l-a spus a fost: mamă, iartă-mă. De ce să te ierte mama ta dacă nu ai făcut nimic, Raj? Fără voia ta, bineînțeles. Sau poate și cu voia lui. Dacă vă aduceți aminte, eu am spus că vreau ca să am în așa fel, să
să nu fiu văzut la fată. La față, întrebați-o pe doamna Oana, dacă nu mă înșel, parcă așa i-am spus. Deci înseamnă că ai făcut niște nelegiuiri. Nu am făcut nimic, doar că nu vreau să... ceva de care e jenă, neapărat ilegal. Nu e jenă, nu, e doar că nu. Sau poate m-a implicat altcineva și nu vrei să se știe. Raj, tu ești pe site-ul poliției la dispăruți. Pe cineva. Că vrei, că nu vrei, ești oricum public. Site-ul poliției, doamnă, dacă v-am spus de atâtea ori și repet, site-ul poliției, unde e site-ul poliției? Că dacă eu am fost legitimat de atâtea ori, cum sunt dat dispărut, de ce nu m-au găsit și m-au legitimat? Le-am dat buletinul în mână, de ce nu m-au găsit? Apropo de asta, că te-au legitimat, ce căutai tu cu o minoră de 12 ani? Nu, stați să ne înțelegem. Nu eram cu o minoră. Da, cu cine? În momentul respectiv, nu, să vă explic, în momentul respectiv eram pe bancă. Dar și lângă mine, nu, ascultați-mă ca să vă spun cum s-a întâmplat. Eram pe bancă la RTP și era puștoaică acolo lângă mine, care, când a venit poliția. Și poliția crezând că eu sunt cu ea. Când ea era cu tine, de fapt? Nu. Niciunul, nici altul. Era doar acolo pe bancă, la fel ca și mine, așteptare RTP-ul să plece acasă. Nici nu știu cum o cheamă pe puștoaica respectivă, ca să spuneți că... Era cum nici, caut-o cu o puștoaică. Raj, vreau doar o chestie să te întreb. De ce ți-ai schimbat atât de brusc tonul vocii, care era unul foarte calm, mai adineauri? Acum când te-a întrebat colegul meu de acea minoră dacă ai fost cu ea, ai început să vorbești foarte pițigăiat, ca și cum te deranjează ceva și am început să plâng ceva. Dar are și o poveste legată de acea fată. Știu. A aflat că era dispărută. Că era dispărută și că nici pe ea, chiar dacă au legitimat, deci, n-au dus-o înapoi. Poliția găsise doi dispăruți pe o bancă, știi? Pe a venit cu toate lei. Doi pe o bancă. E o piesă de teatru. Doi dispăruți pe o bancă, dar poliția a găsit-o numai pe ea dispărută. Pe tine te-a lăsat în pace. Că tu nu erai. Chiar l-a trimis la treaba lui. Nu mă înțelegeți greșit. Fata, copila aia, a sunat taică-su că ea nu dispăruse de acasă. Întârziase de acasă doar un sfert de oră sau 20 minute, prin câte am înțeles eu. Păi n-avea cu și n-are niciun sens. Dar nu se dă dispărută la poliție decât după 24 de ore. Sigur, sau așa ceva. Da. Nu se dă după 20 de minute. Și nu sună numai după un sfert de oră. Nici n-are timp poliția să-și răspundă la telefon. Eu vă spun ce s-a întâmplat. Asta a spus fata, adică? Nu, așa am auzit acolo, când a vorbit părintele maternal sau ce era, așa m-au înțeles că ceva de centru, că a fost luată, nu știu ce. Asistentul maternal. La telefon mai avem un telespectator, Costel, bună seara. Alo? Costel, ne auzi? Bună seara. Hai să ne facem legătura, că nu ne aude. Raj, te întreb așa, ca o mamă, tu ai consumat ceva în săptămâna asta? Substanțe interzise? Nu, și am curaj să fac și antidrogul, okay. Și pentru alcool și pentru orice. Ok. Și eu mi-am pus întrebarea asta când am văzut materialul de ieri și v-am urmărit, în care era Raj cu o colegă de-a noastră și râdea, era foarte fericit, tot izbucnea, râs, adică un om care a stat pe străzi, a dormit pe străzi, n-a avut ce să mănânce, nu știa de el, era într-un oraș străin. Ești un pic mai crispat, mai speriat, mai uite, o brasă de speranță, a venit ceva la tine, tu ești tot un zâmbet și râzi în continuu. Hai să vă spun ceva, nu știu dacă înțelegeți acest subiect, dar eu sunt cel mai pasiv om. Eu trec prin viață cu pasivitate orice. Bun, ia să vedem ce spune Costel, că am refăcut legătura. Bună seara! Bună seara! Domnul Costel, ce credeți că s-a întâmplat cu Raj? Curaj, eu cred că totul a plecat de la Undiță. Ce credeți că era cu Undița aia? Eu cred că au fost praf din ele, sigur, cu siguranță. Păi și el știa? Sau? Eu am impresia că nu știa. Ulterior, probabil a aflat. Păi și acum, dar de ce atât de timorat și nu are curajul să spună? Păi probabil a aflat ulterior. Sau probabil a fost amenințat. Și a amenințat. Cu siguranță șoferul. Șoferul știe totul. Încercați să-l sunați pe șofer. Nu, îl sunăm, dar nu ne răspunde. Vedeți? Întrebați-l pe Raj. Da, domnul Costel. Credeți că el a apărut acum? Că l-au rugat oamenii ăia
să exact iasă așa la lumină că le făceau prea multe probleme? Pentru nu. Că noi îl căutam aici zilnic? Pentru că îl căutați. Dacă dumneavoastră nu căutați, nu apărea nici acum. Vă dați seama, a avut posibilitatea să plece cu trenul, fără să, cu nașul. Putea să meargă la poliție. Avea atâtea posibilități. Așa este. Ziceți, doamna Afrodita. Și fără bilet putea să... De ce n-a venit acasă? Și mai ales că a văzut că este căutat de dumneavoastră. De ce nu v-a sunat? Da, ar fi putut să o închidă foarte ușor, din prima zi. Exact. Eu familia cred că... Familia era disperată. Cu ajutorul dumneavoastră l-au găsit. Raș știe că noi sau ceilalți pun la îndoială tot ceea ce a declarat el. Eu l-aș întreba cum își explică toate aceste contradicții. Sau ce are el de spus în legătură cu asta? Păi este frică, a fost amenințat. Cu siguranță trebuie să meargă la poliție. Faceți dumneavoastră demersul ăsta. E ceva foarte dubios. Da, dar mie mi se pare că aici ar fi trebuit să se autosesizeze poliția. Dacă el nu depune o, cum să zic, nu merge nu, și nu, dar ar fi trebuit să se autosesizeze poliția. Nu poți să faci. Păi, da, și inclusiv faci? Polițiștii cad prost în toată situația păi, polițiștii asta. Polițiștii încă-l caută. Încă nu l-au găsit. Cum încă-l caută? Noi nu știm unde este acum? Noi știm, dar poliția nu știe, încă-l caută. Ei încă cercetează. Că n-a fost scos de pe site-ul poliției. Îmi permite să fac și o... Nu știu, așa, nu cred că l-au căutat niciodată, te rog, Gis. Nu, în legătură cu ce s-a întâmplat. Eu zic așa, dar nu vă luați pe mine că nu cred că am dreptate. Asta e părerea mea. Deci, Raj a deschis acea undiță să vadă ce e înăuntru, a găsit, cum zicea și domnul de mai devreme, niște prafuri și niște pliculețe și s-a gândit, ia uite să fug eu cu pliculețele astea prin București, să le vând, să-mi fac viața, nu mai știe nimeni nimic de mine, arunc cartel, arunc telefonul. Pe mama o sub peste o săptămână, două, după ce îmi fac eu viața. L-ați văzut ce fericit era? Eu nu vreau să acuz pe nimeni. El zice nu că știu, nu. Da, nu el zice că nu. Nu un telefon de 23 de milioane? Cum? Apropo de telefon, Mirela, chiar aș vrea să vorbim dacă despre l-ai aruncat, asta. Dacă l-ai aruncat telefonul. Păi poate nu i-a aruncat, poate îl ține undeva în fundul unui ghiozdan sau poate l-a vândut. Dar mie mi se pare că ar putea să fie o variantă. Bine, el zice că poate fi oricând testat. Apropo de asta, spune nu drogurilor, avem și noi un tel verde 0808700070. Te ascult imediat, Adriana. Apropo de telefon, te rog. Aș vrea să vă spun așa. În seara în care noi am ajuns după el în gară, Raj vorbea la telefon chiar cu colegii noștri pentru că așa am hotărât noi să îl ținem la telefon pentru a nu i se întâmpla ceva până în momentul în care noi ajungem acolo. Când am ajuns în camera de hotel, Raj avea telefonul băgat în buzunar. L-am rugat să mi-l dea, să îl punem la încărcat pentru a avea baterie, să putem ști de el a doua zi, să dăm de el. Cine m-a rugat? Stați două secunde. Nu ți-am băgat eu telefonul la încărcat? Nu mi-ați dat dumneavoastră, l-ați luat de jos un încărcător că v-am spus că n-am cap de încărcător? Da, și ți-am făcut și noi rost. Și mi-am spus că să vorbiți cu domnul de la recepție să... Îmi dea un cap până plec ca să am tot timpul păi telefonul da, despre asta, despre asta vorbeam, Raj. Bun, în momentul în care i-am cerut telefonul să îl pun la încărcat, el tot avea ceva pe acolo prin buzunar. Eu l-am văzut că încerca să scoată telefonul, dar să păstreze ceva în buzunar. N-a reușit să facă asta și a fost nevoit să scoată telefonul cu totul. Când, colo, ce credeți? A scos telefonul cu o baterie externă. Când eu am verificat, avea 39% baterie. Bun, mai mult decât atât. Raj avea aplicațiile instalate pe acest telefon despre care el ne-a spus că i l-a dat un prieten. I-a și dat accept pe o rețea de socializare unei colege de-ale noastre, neștiind cel mai probabil că este o colegă de-a noastră, iar pe acea aplicație erau postate niște story-uri, așa cum știți că facem cu toții. Eu acum mă gândesc, nu știu, doar discutăm aici și ne punem ipoteze. Dacă cumva cineva care a avut acces la telefonul lui posta acele poze, pentru că în poze era și familia lui Raj, tocmai pentru a deduce faptul că el este bine și în regulă. Un alt lucru foarte interesant este faptul că Raj a sunat-o pe mama lui de fiecare dată, doar din gară. Să și răspundă, da. Adriana. Stați două secunde, ce site? Nu site, rețele de socializare. Rețele de socializare, nu știu dacă am voie să-i dau numele, nu cred.
Băi, asta este că se înțelege. Care rețele de socializare? Pentru că... Pe Snapchat. Pe Snap? Da. Pe Snap am doar câteva numere. Nume care... Dar dacă tu ai primit telefonul de la un prieten, așa cum ne-ai spus nouă, prima ta grijă a fost, după ce ai sunat-o pe mama ta, să îți instalezi aplicația asta în telefon? Eu refuz să cred așa ceva. Nu, Snap-ul am activat acum 3 zile. Dar există posibilitatea ca acest telefon să-i fi fost luat la început? Da, și ulterior, da. Exact asta cei care l-au luat să-l să-i dea... Am avut Snap-ul telefonul celălalt. Înapoi? Da. Când a ajuns în Gara de Nord? Exact. De asta și spuneam că el a sunat-o pe mamă de fiecare dată doar când era în Gara de Nord. Hai să vedem ce alte lucruri mai întâmplă, pentru că mai avem și câteva materiale, dar după o scurtă pauză de publicitate și așteptăm telefoanele dumneavoastră și mesajele la 0744349902. Ce credeți că s-a întâmplat cu Raj în săptămâna asta și ce ascunde el acum către toată familia care l-a așteptat acasă? Publicitate, ne întoarcem imediat. Ne-am întors în direct și suntem în direct cu Raj, care săracul, eu cred că de gura lui maică sa, că ai văzut că nu crâcnește în fața ei. Stă la și televizor, el n-are chef, el acum... Să-și asculte mama, numai că în urmă cu o săptămână nu prea așa asculte. Da, acum eu cred că se simte și un pic vinovat că le-a produs atâtea, îți dai seama, atâtea supărări și atâta stres. Și nu are el chef acum de noi, că noi toți am tăbărut cu întrebările pe el și nu-l credem orice ne-ar spune, dar n-are ce să facă, că îl ține mama la cadru și îl pune aici să dea cu subsemnatul. Sigur, nu față de noi, Raj, că până la urmă tu mamei tale și familiei tale i-ai produs cea mai mare supărare, iar ei au dreptul să știe cum te pot ei proteja. Dar, atenție, și îți dau un sfat. Dacă tu simți că îți pui familia în pericol, dacă tu simți că ești într-o mare amenințare, dacă tu simți că ai făcut lucruri care te pot urmări și care nu îți dau pace, care nu îți dau liniște, care te pot îmbolnăvi, care nu te lasă să dormi, părerea mea ar fi că ar trebui să mergi singur la poliție. Așa cum este ea, poliția asta are și lucruri bune și are și oameni care au vocație, da? Și care fac meseria din vocație. Mergi și spune ce ai de spus. Pentru că n-ai să poți trăi cu toată viața cu sabia asta deasupra capului, înțelegi? Gândește-te în primul rând la tine și la familia ta. Te duci și spui dacă ai făcut ceva, un autodenunț care poate să te ierte de, știu, de o pedeapsă întreagă și care poate să fie una mai bună. Nu-ți spun dacă nu cumva, știu eu, ai alte lucruri grave de spus, e bine să le spui. Nu poți trăi așa. Că poate nu ești atât de vinovat, poate ai picat într-o conjunctură nefavorabilă. Și tu nu știi, exact. Ai înțeles ce spun? Raj. Da, știu ce vreți să spuneți, nu am nimic de ascuns. Eu ce am avut de spus, am spus. Dar pare foarte nehotărât, pare că nu știi ce vrei să faci, de aceea încercăm să te ajutăm. La telefon avem o telespectatoare. Marinela, bună seara! Bună seara! Doamna Marinela, ce credeți că s-a întâmplat cu Raj? E săracul speriat, dar e speriat rău de tot, amenințat, nu poate nici să respire. Uitați-vă la gesturile lui. Auziți? Da, vă auzim, vă ascultăm. Eu n-am nimic ca în televizor încep. Deci e speriat, e frică să vorbească, nu mai știe de el. Uitați-vă la gesturile, cum se freacă pe frunte, cum lasă capul în jos. E foarte amenințat. El în direct nu trebuie să-i să ia niciun interviu, să se pună nicio întrebare. Nu o să vorbească niciodată. Sigur, nici nu ne dorim să ne spună. Nouă ne dorim să meargă la poliție dacă simte că e ceva de spus acolo. Să se aducă singur la poliție, iar e frică. Pentru că el trebuie să aibă spatele asigurat. Da, trebuie să aibă spatele asigurat, utopic, el nu așa, se simte în siguranță. Să spui că trebuie să ai spatele asigurat ca când să mergi la poliție. Da, dar într-adevăr, doamna Marinela, probabil că are mare dreptate. Dar știți de ce aveți, doamna, dreptate? Că e paradoxal. Eu am fost cumva atent ieri la ce a spus Raj
Și când a vorbit de poliție a spus așa, ce treabă să am eu cu poliția, cum să mă duc eu la poliție? Ce încredere să am eu dacă ei m-au legitimat de 4 ori și eu eram dispărut și ei nu și-au dat seama că eram eu dispărut? Are și el dreptate aici. Da? Nu, dar e clar că și cred cumva că el a avut un contact cu poliția în perioada asta în care a fost sechestrat, poate, sau cine știe ce i s-a întâmplat acolo, un contact care nu i-a plăcut. Un contact care nu i-a plăcut. Lui nu i-a dat încredere acea întâlnire cu poliția la modul la care ar fi trebuit să-i dea. Ci pur și simplu l-a făcut și mai tare să nu ne mărturisească nouă aici în platou ce i s-a întâmplat cu adevărat. O, poate l-a rugat chiar poliția. Nu cred că s-a ajuns până acolo. Nu cred că s-a ajuns până acolo. Ascultați-mă un pic. Da. Mă rog. El chiar dacă vrea să vă mărturisească, în direct nu o să poată face în fața televizorului. Pentru că cei care l-au sequestrat acum se uită la televizor. Exact ca mine și ca nu știu câți români. Da. Așa este. Mergem chiar acum la colega noastră, Oana Cercel. Este în direct cu noi. Bună ziua, Oana. Ce informații ai? Bună ziua, bine v-am găsit. Ne-am întors în locul în care ne-a adus Raj ieri, aici unde spunea că a locuit timp de o săptămână, săptămână în care era dat dispărut. Ne-am întors pentru că am vrut să întrebăm în stânga și în dreapta, să vedem dacă cineva din zonă l-a văzut pe tânăr sau nu. Am reușit să discutăm cu bărbatul care se ocupă de parcarea din dreapta mea. Este o parcare cu plată aici, unde oamenii vin și parchează mașinile, dar desigur plătesc o taxă. Bărbatul, dar și soția care lucrează împreună cu el, spuneau că nu l-au văzut pe Raj săptămâna aceasta aici. Desigur, au și un program destul de prelungit, ca să spun așa, și ar fi avut ocazia să-l vadă pe tânăr, însă spun că nu l-au văzut. Iar în rest, cei cu care am discutat totodată spuneau că nu l-au văzut pe tânăr. Însă noi am continuat să stăm aici și să întrebăm, în speranța în care poate cineva la un moment dat ar fi putut să ne spună dacă l-a văzut sau nu. Voiam să ne asigurăm că într-un fel sau altul, că Raj a locuit aici, așa cum a spus el. Și în continuare aș vrea să vă arăt, pentru că ieri nu am avut foarte mult timp, locul în care, locul pe care și l-a construit, da, adăpostul pe care și l-a construit Raj cu mânuțele lui și unde a stat, practic, unde zice el că a stat toată această săptămână. Am să vă arăt, e foarte important să vedeți și cum arată și ce este înăuntru. O să rog pe colegul meu să meargă înaintea mea, pentru că nu avem loc amândoi. Și o să vreau să fiți atenți un pic la toate lucrurile care sunt în interiorul acestei acestui adăpost, că nu știu cum să-l denumesc. Sunt cartoane, este o pilotă, sunt două perne acolo în interior. Acea pilotă albă despre care vorbea colega mea, Adriana. Sunt și multe mucuri de țigară, sticle de apă și, bineînțeles, spungi de la magazinele din zonă. Acum, Raj spunea că el și-a făcut singur acest loc și, mai mult decât atât, spunea că această bucată de material care este deasupra, aceasta pe care o vedeți în imagini pusă cu cărămizile astea, cu pietrele astea pe ea, spunea că a luat-o chiar de la acea clădire din spatele meu, care se poate observa în imagini. Acolo, de altfel, am înțeles că ar mai locui tot așa câțiva oameni ai străzii. Însă bineînțeles că la această oră ei nu sunt acolo, pentru că știți foarte bine că au alt program cu ghilimele de rigoare, așadar n-am putut discuta cu ei. Însă vom aștepta aici să vedem dacă cumva se întorc, să vedem ce spun legat de Raj, pentru că avem poza lui și putem să o arătăm și putem să-l identificăm ușor. Și vreau să vă mai spun totodată că ne-am dus și pe această parte a blocului, aici unde vă arăt eu, este un fost sediu al unui partid politic. Iar în dreapta mea este un fost supermarket, bineînțeles că nu mai funcționează, și nici zona aceasta de birouri, astfel încât nu cred că cineva ar fi putut face vreo reclamație, să spunem așa, la poliție, pentru că stătea Raj aici. Adică în sensul că l-am căutat, am căutat să discutăm cu oricine care ar fi putut să, pe care Raj ar fi putut să deranjeze, să spunem așa. Oana, că dacă erau locuitorii blocului, cu siguranță sunau la poliție și da. Oare cei care locuiesc în zonă știu că acel adăpost exista dinainte să dispară Raj? Sau a apărut așa în ultimele zile, chiar în bărbatul? Perioada dispariției lui? Știm cumva, avem informația asta? Asta este o întrebare la care cu siguranță mi-aș fi dorit să am răspuns. Din păcate, nu avem acest răspuns. Cum vă spuneam, bărbatul de aici, de la parcări, spunea că nu l-a observat pe Raj. Nici măcar, și nu a observat nici acest blocșor făcut de Raj, până astăzi, se pare. Mai departe, este o singură persoană cu care eu am discutat, așadar nu putem avea un răspuns concret la această întrebare, dacă a apărut sau nu peste noapte acest loc. Eram curios dacă a apărut locul chiar vineri, când el a
a fost găsit de colegii noștri asta în Gara de Nord. Asta din nou ne demonstrează că el nu a stat acolo. Dar eu, crede-mă, eu de la bun început când am văzut aceste imagini, am zis clar, Raj nu a stat niciodată acolo. Haideți să-l dăm puțin pe Raj. Raj, și aș vrea să te întreb un lucru. Și înainte să spun întrebarea, eu îți fac și un compliment. Mi se pare că tipul ăsta e băiat deșteptuț. Nu, niciodată n-a stat între cartoanele alea și între pietroaiele alea. Adică descurcăreț. Uh-huh. Cred că s-ar fi putut caza la Marriott în două zile dacă se chinuia puțin. Adică nu... Mă rog, și la alte hoteluri, ca să nu dăm. Mai dăm da, câteva. În fine, Novotel și, și Radisson. Internațional. Da, dacă ai idee. Deci, eu cred că Raj ar fi putut, dacă ar fi vrut să se cazeze la un hotel de lux din capitală, liniștit. Nu mi se pare, Raj, că ai fi dormit acolo niciodată. Este adevărat? Nu, acolo am dormit. Dar azi am o întrebare. Tu fumezi? Da. Mm-hmm. Orice? Deci fumezi. Nu la asta, nu acolo vreau să bat. Dacă fumează și ai fumat în perioada aceasta în care ai stat pe străzi, acolo în bârlogul tău? Da. Ai fumat. Mm-hmm. Mm-hmm. Și oare, pentru că zicea colega noastră că sunt niște chiștocuri de țigară acolo, aș fi curioasă, da, acum dăm nume de branduri de țigări, dar aș fi curioasă ce țigări fumezi. Hai că mai zicem noi câteva. Momentan? Hai să nu zicem, că nu încurajăm fumatul absolut deloc. Nu, că eram curioasă... Da, știu, e un detaliu important. E un detaliu important, da. Pentru că zicea că erau niște chiștoace acolo și eram curioasă dacă erau chiar ale lui. Că sunt chiștoace pe jos, sau? De pe jos adunate, de pe la oameni, de pe străzi. Parascheva este la telefon, bună seara! Da, bună seara, doamna Mirela! Doamna Parascheva, bună seara! Cum, ce vi se pare? Bună seara! Știți ce vreau să vă spun eu? Pionul principal este acel băiat care a dat la început ideea că el trăiește și se ascunde prin... prin vagoane, prin nu știu pe unde. Eu cred că acel băiat este pionul principal. Și s-ar mai putea controla o problemă, adică o ideea mea, cardul care îl are se poate verifica de la ce aparat a scos el de bani. De la ce ATM, da. Da, da. Mă scuzați că eu nu simt mult în România și din cauza asta vorbesc mai așa, că mai mă încurc. Da. Mulțumim că deci asta este. Uh-huh. Băiatul care a ieșit atunci în zilele alea, el a știut sigur unde este Raj, cine îl hrănește, cine îl spală, cine îl calcă. Stați să-l întrebăm pe Raj. Raj, ai scos de la ATM, de la vreun bancomat, bani de pe card? N-am scos bani, doar că am încercat cardul, cred că de 100.000 de ori. Pe la care bancomat? Chiar sunt la bancomatul de lângă Gara de Nord? Nu, nu. Nu? Nu. Sunt trei bancomate lângă, în față, pe unde este poliția locală, puțin mai încolo, sunt trei bancomate. Asta pe unde? Prin ce zonă? Tot pe la gara. Tot, nu, pe Unirii. Pe Unirii? Auzi, la Unirii. Da. Deci la Unirii. Uh-huh. Da, și nu ți se pare interesant, Raj, că cei care te-au jefuit, practic, nu ți-au furat și cardul? Pentru că știm că se practică astfel de lucruri. Furi un card și plătești cu el sub 100 de lei ca să nu-ți ceară, nu dau, Doamne ferește să te dăm idei, dar ca să nu-ți ceară PIN-ul. Și mie mi-a fost furat cardul și am prieteni la care li s-a întâmplat la fel. Îți fură cardul și plătești sub 100 de lei. Da, de ce nu ți-au furat cardul? Nu știu. Raj, dar tu de unde ai scos banii? Că ne spuneai nouă că ai avut aproape 2000 de euro cash. Când am plecat din Belgia. Da, de unde ai scos? De unde? De la un bancomat din Belgia. Din Belgia, nu din România? Nu. Și mamei tale de ce i-ai spus că ai banii pe card? Pentru că ea așa știa. Nu am vrut să-i spun, eu scriam pe card și i-am asigurat, pentru că ea tot îmi spunea păi să mă te n-ai vrut să-i spui? Ce da, să știi că nu prea are sens să scoți banii, să pleci cu ei cash, cu microbuzul. Dar de ce aveai nevoie de atât de mult cash? Bun, scoți 500 de lei, dar de ce ai nevoie de atât de mult cash? Am mai cunosc pe cineva care a avut și Revolut și s-a blocat card. Și de aia spuneam că e foarte inteligent. Adică la secundă ca să fii sigur că nu se întâmplă ceva cu în online. Îți dă răspunsul la secundă, Raj. Dar știi că tocmai atunci ai cel mai mare
ești în cel mai mare pericol. Când ai atâția bani cash în asupra ta și tu stai și adormi în Gara de Nord și mergi cu trenul și toate celelalte. Mergi cu un microbuz, adică fix ăla e cel mai mare pericol pentru bani. Să-i scoți și să iei cash asupra ta. Când scoți cash înseamnă că vrei să cheltui și nu vrei să știe unde s-au dus. Pentru că în online tu vezi unde s-au dus bani. Și atunci nu mai dar vezi plăsmascat. Raj, nu te-ai gândit să te duci la poliție și să se uite pe camere acolo la Gara de Nord unde ai adormit tu să poată să vadă cine ți-a furat portofelul și să te ajute să-ți recuperezi banii? Că totuși o sumă foarte mare de bani. Nu, pentru că în momentul respectiv am spus ce am făcut. Să fie jefuit dacă avea și portofelul și cardul și actele. Cum, de unde stai așa, stai, zi! Cum v-am spus și la început, doar m-am ridicat, atâta, m-am urcat în alt, n-am așa, am plecat. Ok. Raju, îți mulțumim foarte mult, rămâi cu bine și ai grijă de familia ta, pentru că deocamdată nu mai avem timp, din păcate. Le-ai provocat destul de mult durere, destul de mult stres și sper să vă reveniți. Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat cu următorul subiect. Dezvăluiri incendiare. Personajul cheie care a fost pe plantație în momentul tragediei rupe tăcerea. Aflați în detaliu tot ce s-a văzut din cabina tractorului, cum de-au luat-o la vale remorcile, mărturie bombă, chiar acum, la Acces Direct. După lungi încercări am reușit să stăm de vorbă cu fiul vecinului Gigi, care ne-a vorbit despre ultimele momente din viața lui Ionuț. Băiatul, minorul de 16 ani, care se presupune că era la tractor, pe un tractor în acel moment, și care a și filmat acele imagini, le-a povestit colegilor noștri tot ce ar fi văzut că s-ar fi întâmplat înainte, dar și după impactul fatal. Puse cap la cap, frânturile din declarația fiului par să contureze un alt scenariu al tragediei. În finalul mărturiei, tânărul indică clar că există un singur vinovat pentru moartea lui Ionuț. Ani, mama lui Ionuț și Florica, bunica lui, sunt din nou alături de noi prin Facebook. Bună ziua, să zicem așa. Numai bună nu e de când vorbim despre moartea lui Ionuț. Condoleanțe încă o dată. În platou alături de noi și colegul nostru, reporter Acces Direct și cel care s-a ocupat în detaliu de acest caz, Mihai Vasiliu. Bună seara, Mihai, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Așadar, avem răspunsuri la întrebările cheie din acest dosar. Hey, ai vorbit cu minorul de 16 ani, e importantă părerea lui și felul în care expune el lucrurile. Sigur că noi nu putem să dăm, n-avem voie să dăm, pentru că este minor, declarația lui, dar colegii noștri pot repune în scenă, să zic așa, dialogul și puteți povesti exact ceea ce vi s-a spus, ca să vedem unde sunt concordanțele și neconcordanțele. Exact, iar eu, Mirela, o să fac un apel la telespectatori. Toți cei care au o părere despre acest caz, toți cei care au semne de întrebare asupra acestui caz, vă rog să ne scrieți la numărul afișat pe ecran 0744349902 și de altfel mai fac un apel către celelalte persoane care au fost în data de 8 iulie 2024 acolo la încărcat de pepeni alături de Ionuț. Îi rog să ne scrie sau să intre în direct cu noi. Bineînțeles, dacă vor să le protejăm identitatea fără niciun fel de problemă, vom face acest lucru. Mulțumim întregii familiei al domnului Gigi pentru că, uite, nu ne-au închis telefoanele, da? Ne răspund și încearcă să fie alături de noi în această anchetă paralelă pe care o facem noi. Iar băiatul lui Gigi, Mihai, ți-a povestit foarte multe lucruri. Haideți să aflăm și noi, o primă parte, să auzim ce a spus băiatul lui Gigi, că s-ar fi întâmplat în dimineața fatidică. Vă atenționăm, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. După ce noi toți am încărcat primele două remorci, tata le-a adus cu tractorul mare la drum. Acolo le-a lăsat agățate de tractor care avea motorul oprit. Între timp, eu, Ionuț și ceilalți vecini care au ajutat la încărcat pepeni, am mers la rulotă să bem apă și să stăm puțin la umbră. Tatăl meu luase tractorașul și plecase în sat să ia cea de-a treia remorcă. Tractorul acela mai mic, cu care a plecat tata, stătea de câteva luni pe plantație. Când s-a întors, tata a lăsat tractorașul și remorca a treia pe marginea drumului, pe partea dreaptă, în locul unde se vede pe prima filmare tractorul mare. Apoi tata
A dezgățat tractorașul de remorca 3, dar și tractorașul mare de remorcile din deal, care erau legate una de alta. După ce a dezgățat remorcile de tractoare, tata a legat tractorul mare de remorca 3 și a plecat cu ea în bostan, ca să o încarce cu pepeni. Când a ajuns la pepeni, am făcut schimb cu tata și am urcat eu la volanul tractorului. Ionuț, tata și ceilalți vecini au început să încarce remorca 3. Când au terminat, Ionuț și ceilalți au mers din nou la rulotă să bea apă și să se odihnească. Eu și tata am plecat din bostan cu tractorul și remorca încărcată plină ochi cu pepeni. În acel moment, tata a condus tractorul, iar eu eram pe scările tractorului. După ce am adus-o la drum, tata a pus cea de-a treia remorcă în fața primelor două remorci, la 10-15 metri distanță de ele. Când am venit din plantația cu pepeni, nu am luat-o prin spatele remorcilor și nici nu am trecut pe lângă ele. Am venit prin fața lor, pe un drum care era aproape de râpă, de pe partea stângă. Totodată, tata a proptit remorca 3 cu o bucată de lemn pusă la una dintre roți. Nu am proptit și remorcile de sus, pentru că nu am crezut că o să plece de pe loc, deși știam că drumul este puțin în pantă și ar fi existat riscul să o ia la vale. După ce am adus remorca 3 la drum, am dezgățat tractorul de ea, iar apoi l-am pus pe marginea drumului în partea dreaptă, acolo unde se vede și pe filmare. Nu am legat remorca 3 de celelalte două remorci deja legate, pentru că nu puteam. Nu ne descurcam atât de repede și ușor să dăm cu spatele și să le legăm. Fața era mai simplu, de aceea ne-am gândit să întoarcem tractorul și să împingem așa remorca până sus la celelalte. În final aveam de gând să le legăm pe toate trei și să le tractăm până acasă, cu tractorul mare. Nu am apucat să întoarcem tractorul și să împingem remorca 3 ca să o legăm de celelalte două, care erau legate sus, la deal, pentru că bunica mea a strigat la tatăl meu ca să vină să o ajute cu motopompa, căci se stricase ceva la ea. Așa că tatăl meu a plecat la bunica să rezolve problema cu motopompa, iar eu am rămas singur în tractorul mare. La aproximativ 2 minute a venit Ionuț la mine după ce a fost să bea apă. Atunci Ionuț s-a urcat la volanul tractorașului, care era parcat lângă cel mare, și l-a dus sus, pe deal, în aceeași zonă unde se vede pe filmare. Nu știu de ce a mutat tractorașul, probabil așa i-o fi venit lui pe moment. Lui Ionuț îi plăcea să conducă. Iată ce spune minorul, sigur că pe mine, femeie, m-a pierdut cu remorcile alba, neagră, alba, ia unde alba, unde neagră, 3, 2, 1, 1 s-a înculcat cu 2, s-a venit a treia. Eu recunosc că nu am această orientare, da, în spațiu și să înțeleg exact ce a spus. Un bărbat, dar totuși, un bărbat are pretenția că are o altfel de matematică, da, mai ales când e vorba, de pepeni, de căratul pepenilor și mai ales când e vorba de o cultură care ar fi trebuit să-i aducă foarte, foarte mulți bani domnului Gigi. Nici eu nu pot să înțeleg că domnul Gigi și fiul său, bărbați fiind, amândoi, chiar dacă minorul are doar 16 ani, totuși muncește de mult timp pe teren, ar fi ales să facă toate aceste drumuri. Iertați-mă. Ia tractorul, nu e tractorul, ba, stai că e remorca, nu e remorca. Stai că n-am calculat bine pe venii pe care i-am cules cu o zi înainte, că erau mai puțini, dar noi ne-am întors, am venit a doua zi și mai mulți. Adică s-au transformat pepenii, avem o cultură mai mare de la o zi la alta. Nu, nici eu n-am înțeles. N-am înțeles cum doi bărbați care fac asta de ceva timp, nu? Spuneai, Mihai, că domnul Gigi are contracte mari cu firme din Polonia. Da, are mai multe terenuri pe care, desigur, nu are doar pepeni, are și cartofi, are și varză. Și are contracte cu firme din Polonia, contracte bănoase. A zis că a făcut, mă rog, atunci, anul trecut, au fost vânzări mari în Polonia și în Ucraina. Acum nu știm dacă domnul Gigi are sau nu contracte încheiate cu ceva firme. Cert este că dumnealui a vândut de-a lungul anilor. Unde e matematica asta? Că eu nu înțeleg. Adică pleci la drum fără să știi ce trebuie să faci? Bun, este una dintre întrebări și o să rog și pe cei de acasă, dacă mai au astfel de întrebări și nu numai, și teorii, să ne scrie la numărul afișat pe ecran 0744349902. Eu sunt aici și o să mă adresez și Mirelei și femeilor, atât invitatelor noastre, cât și celor de acasă, asta ca să înțelegem un pic mai bine, nu? Să vedem puțin mai bine, pentru că, într-adevăr, și pentru mine este greu de înțeles așa doar din cuvinte și eu ca bărbat, totuși. Haideți să vedem un pic cam ce a vrut să spună fiul domnului Gigi acolo în acea declarație. Adi, dacă vrei, o să te invit lângă mine. Practic, fiul spune în felul următor, că tractorul mare, da, a venit cu primele două remorci.
Da? Remorci care au fost aici lăsate, legate de tractor, bine mersi, au fost lăsate aici, tipsite de pepeni. Și o să vă repet, aici avem 5 tone și aici 5 tone de pepeni, 5 tone, împreună 10 tone, 2 remorci, da? Primele 2 remorci. Foarte important un detaliu, ei au cules cu o zi înainte, da? Ei au cules cu o zi înainte. Au lăsat pepenii pe teren și a doua zi dimineața au zis că vin să ia... Să-i încarce. Să-i încarce. Să-i încarce în remorci. Bun. Păi și cu o zi înainte nu știau câți pepeni au cules? Nu știau. Aparent, că e nevoie, nu știau. Nu știau că e nevoie și de a treia remorcă? Și hai să zici cu aduci pe a treia că mai trebuie să umpli jumătate de remorcă. Dar uitați-vă, sunt trei remorci tixite. Pline. Pline, da? De fapt, e supra. Unde-i calculul? Că nu le înțeleg. Și cea de-a treia remorcă este plină. Un om care știe și face asta de foarte... Vă rog, doamnă. Da, au supra camioneta, a fost camioneta plină. Camioneta lor aia de era la poartă când ați filmat. Și camioneta aia, cine a venit cu tractorul mare, cine a venit cu micul, cine a mers cu camioneta? Vreau să știu. Avem răspunsuri din partea fiului domnului Gigi. Continui un pic toată această demonstrație. Reconstituire, ca să-i spunem așa. Practic, cele două remorci fixite de pepene au fost lăsate aici cu tractorul, mare atenție, legat de ele. Iar tractorul, din ce ne spune fiul domnului Gigi, a fost oprit. Adică motorul lui a fost oprit aici. De ce și să ne aducem un pic aminte, mă refer la tractorul mare. Aici goale, nu? Nu, pline. 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 Deci, inițial a venit cu ele, da. S-a dus cu tractorul printre bostani. Printre bostani. Le-a umplut, da. Și l-a dus aici, pe acest drum, da? Pe acest drum. Bun. Pe acest drum în undeva parte, mult da? Mai în spate, da? Undeva mult mai în spate, bun. Exact. Le-a lăsat aici, apoi, da, cu tractorașul mic, care, mare atenție, nu pleacă de aici, din partea dreaptă, pleacă de undeva de aici, din spate, da? Căci tractorașul mic, spune fiul domnului Gigi, era deja acolo pe plantație de ceva luni, practic toată vara ar fi stat aici, tractorașul mic. Deci nu l-ar fi luat de acasă, ci l-ar fi luat chiar de pe plantație domnul Gigi, care a plecat cu el în sat ca să aducă, mare atenție, cea de-a treia remorcă. Goală. Goală. Da. Da? Vine cu cea de-a treia remorcă la fața locului, o lasă aici, tot pe același drum în pantă, da? O lasă, o dezgață, o dezleagă de la tractoraș. Tractorașul cel mic îl pune aici. Asta ca să dezlege primele două remorci de tractorul mare și să pună tractorul mare în fața remorcii 3, remorca care abia a fost adusă. Da? Da. A legat remorca goală, care încă o dată spun, era goală, nu era încărcată de pepeni, da? A legat tractorul mare de remorca 3, iar apoi au mers pe plantația de bostani, unde se face o rocadă la volanul tractorului. Practic, de la drum până la bostani a condus domnul Gigi, spune fiul său, iar de acolo, între bostani, pe rândurile cu pepeni, a condus fiul său. Chiar fiul domnului Gigi. Au condus ceilalți, Ionuț, domnul Gigi și celelalte persoane care au fost acolo la încărcat de pepeni, au tixit remorca cu pepeni, da, au umplut-o. În timp ce erau în paralel? Poftim? În timp ce erau în paralel? Erau undeva, oarecum. Într-un... adică pe plantaja de bostani. Lângă celelalte remorci? Nu. Nu avem spațiu să ne întindem, dar imaginează-ți că astea erau un bostan. Ok. Un bostan undeva unde sunt eu, aici erau, da? Unde culeseseră și lăsaseră cu o zi înainte. Hai să facem, ca la carte, nu reconstituire. Erau undeva aici, au umplut, au tixit cea de-a treia remorcă cu pepeni, apoi s-au întors, da, de aici, s-au întors, mare atenție, nici de cum prin spatele primelor două remorci, ci s-au întors pe un drum lateral care era aproape de râpa respectivă și o să vă arăt era un drum, nu este acesta, este un drum undeva în partea asta, înainte de drumul pe care îl vedem noi aici în partea stângă, ar fi venit din partea stângă cu tractorașul, ar fi pus aici remorca, da? L-ar fi dezlegat. Ar fi dezlegat remorca de tractoraș, iar tractorașul l-ar fi pus aici. Iar cea de-a treia remorcă au protit-o. Uite așa, o să pun eu cu un deget aici, nu știu dacă mă ajută colegul meu, e perfect. Uite așa, au proptit-o într-o bucată de lemn, la o roată. Nu știu acum, sincer să fiu, care roată a fost proptită sau nu. Iar celelalte două, primele două, nu au fost proptite. Da, aici avem 10 tone. Lucrul ăsta l-au făcut cu intenția ca cea de-a treia remorcă pe care au adus-o ultima oară pe teren să o lege de celelalte două, da? Exact. Asta era intenția. Păi și dacă era intenția asta, dacă era deja legat aici, de ce n-am împins-o cu tractorul până în poziția în care trebuiau să se lege de celelalte două?
Este o întrebare la care nu avem răspuns, nu? De la Adi a întrebat ceva în redacție și o să-i adresez chiar domnului Gigi, pentru că știu că se uită. Ar trebui să ne sune domnul Gigi, pentru că, uite, a vorbit fiul tău cu tine, însă nu avem un răspuns la mai multe întrebări. Una este întrebarea pe care am pus-o eu acum și cea de-a doua... Cea de-a doua, acest tractoraș, tractorașul mic, avea putere să împingă remorca, cea de-a treia remorcă, în deal către celelalte două remorci? Și dacă da, de ce, așa cum ai spus tu, Adrian, cum ai întrebat tu, Adrian, și cum au întrebat de altfel mulți cei de acasă, de ce nu a împins cu spatele tractorul ca să le lege de cele trei? Da, știm că nu s-a întâmplat așa. Dacă s-a întâmplat așa și ăsta e momentul în care l-au zdrobit pe Ionuț. Și între... asta este una dintre variante. Și băiatul de 16 ani, care poate nu se pricepea atât de bine să conducă, a scăpat piciorul cumva, n-a frânat când a trebuit. Și așa s-au dus, eu așa mi-explic, așa s-au dus. Oricum, și celelalte remorci. Eu, femeie, nu prea le știu cu tractoarele, dar tot nu înțeleg de ce atâta vânzoleală așa, când era simplu, ai venit cu tractorașul cu remorcuța goală, ai te-ai dus cu ea, ai pus pepeni în remorcuța goală și ai plecat cu ea. Și alte două erau pline și ai plecat cu ele. Da. Ce mai stai să le mai dai, să le mai spați, să le mai desfaci, să le mai umbli? Să le... E ca la alba neagră. Aia, cu știți că, uite, uite, alba nu e alba, uite, neagră. Nu înțeleg nimic. E prea complicat pentru mine. La prima întrebare vă răspund eu, dacă tractorul mic putea să împingă remorca. Da, putea dacă este pe drept. Dacă nu este în ramă. Este ușoară. Dacă e ușoară, merge. Da, este ilegal cu trei remorci conectate la tractor. Venea cu încă una, că oricum adusese o remorcă goală, o umplea pe aia și te-ai dus și ai deșertat-o unde trebuia să lași pepenii. Simplu. Ce atâta vânzoleală. Decât atâtea dacă voia să plece cineva cu tractorul mare și, asta băi, zic, nu mai am eu timp să o manevrez, ia tu cu tractorul mic și pună tu. Hai să vedem ce spune 10 minute, adică nu un telespectator, domnul Enache, bună seara. Se rămânea. Domnul Enache, aveți experiență în domeniu? Sunt pensionar. Da, dar ce ați lucrat? Adică ați avut treabă cu tractoarele? Și asta o experiență. Și electrician auto și șofer și... doamnă, vă rog. Mă bucur că sunt, mă uit la dumneavoastră la televizor. Doamnă, uite, puțin tehnic cu domnul Adrian, aș ce dori. Vă rog. Așa. Domnul Adrian, dacă dați filmele înapoi și uitați-vă la distanța dintre cauciucul remorcii a treia și platformă, uitați-vă și la cauciucul și platforma a doua remorci. Noi acum privim acel filmuleț în care cea de-a treia remorcă cade în răpă, da? Acesta este filmulețul la care faceți referire. Între cele două, da? Între prima și a doua, da? Deci a treia remorcă e pe peridoc. E remorcă auto. Da, într-adevăr... Gen, ne referim la care remorcă? La cea de aici din capăt? Da. Pentru că asta ar fi prima remorcă. El zice că e a treia. Da. Ar fi ultima. Nu ne mai contrazicem legat de numărătoare. Să vă spunem și dumneavoastră și celorlalți spectatori. Noi am numărat așa, ca să înțelegem cum stau lucrurile. Cele două remorci au fost asta prima și cea de-a doua, care au fost aduse pe teren. Numai puțin. Au fost umplute primele. Noi am spus că asta este cea de-a treia, pentru că ea a fost adusă ultima oară. Ordinea ați făcut-o dumneavoastră. Exact. Nu ne încurcăm în ordine, da. Spuneți dumneavoastră acum. Așa, ceva... Deci remorca cu semnul acesta, da? Nu. La a doua remorcă... Da? Spuneți, vă ascultăm. Așa. Măsurați dumneavoastră înălțimea lui Ionuț și înălțimea remorcii de la cauciuc în sus, da, cu un... eu sunt țăran, manechin. Nu contează, spuneți. Așa. Copilul ăsta n-a fost lovit. El a încercat, fiind un copil gospodar, a încercat să ridice proțapul să ducă către a prima remorcă. Așa, nu contează, da? Să lege două remorci. El n-a mai putut, fiind 10 tone în două remorci.
El n-a putut să... Uitați, asta e o remorcă agricolă care mi-a arătat. Deci asta au direcția pe capete de bară. Da, domnule Enache, ce vreți să spuneți? Pe românește, ce vreți să spuneți? Pe românește, băiatul ăsta n-a fost strivit între remorci. Dar unde ar fi fost? Nu. Dar ce credeți că s-a întâmplat? El a încercat să cupleze alea două remorci. Da. Și și-a dat seama că nu poate, că remorcele 10 tone, vă dați seama, a luat-o la vale. El a încercat să lase proțapul. Cred că același lucru a gândit el atunci. Să lase proțapul jos și să retragă remorca a doua. L-a lovit în piept și în ficat. A, spuneți că remorca a doua ar fi luată la vale și l-ar fi lovit pe Ionuț fără să fie acea ciocnire dintre remorca 2 și remorca 3, corect? Remorca 3 n-a avut treabă cu... Remorca 3 a împins-o pe remorca 2 la vale și de asta v-am zis. Uitați-vă la înălțimea lui Ionuț și... Da, da, să știți că, domnule Enache, noi am avut ieri invitat un specialist, da, cel mai puternic om din România. Aș fi vrut să Radu vorbesc Valahu, cu domnul Coarnă. Domnul Radu Valahu ne-a povestit ieri că nu s-ar fi putut clinti aceste două remorci din loc. Și da. Că ar fi fost nevoie, chiar el să fi fost pe teren la ora respectivă, ar mai fi avut nevoie de încă 2-3 persoane, bărbați, da, la fel 4 de care să le urnească din loc. La telefon este Georgiana, este mătușa lui Ionuț. Bună seara, doamnă! Bună seara! Bună seara! Eu m-am uitat la filmulețele alea, că le-am văzut, și mă întreb dacă nepotul meu Ionuț a dat proțapul stânga-dreapta. Trebuia remorcile două să lovească pe cea de-a treia deja după loc, dar se pare că prima a plecat aia care ar fi avut ceva la roată, că tot am stat și am urmărit și m-am uitat. Trebuia dinainte să se bușească, nu neapărat în râpă sau canal ce e acolo, că practic susține domnul Gigi că le-ar fi sucit pe cele două. Trebuia deja în urmă să o fi lovit-o pe cealaltă, nu tocmai în râpă. Păi domnul Gigi că susține că mai... și m-am gândit. Domnul Gigi susține că ar mai fi fost un impact înainte de momentul pe care îl vedem noi chiar acum în imagini. Ar mai fi fost un impact înainte și chiar atunci ar fi fost impactul fatal pentru Ionuț. Și adică ar fi fost mai pe scurt două impacte. O declarație. Și nu corespunde declarațiile între toți care au fost acolo. Unul susține așa, unul așa. Deci nu se potrivește una cu alta absolut deloc. Eu chiar sunt curios și au de declarat ceilalți oameni care au fost atunci pe plantația de pepeni și fac din nou apel către acești oameni să intre sau să ne scrie, pentru că este foarte important să știm și ce au dumnealor de spus, pentru că vă reamintesc de declarația doamnei vecina care a fost acolo, doamna Tanța, da, care a discutat cu mine și mi-a spus că l-a găsit pe Ionuț lângă roata remorcii. Practic a dat peste cap tot ceea ce știam noi. Și avem și o explicație a fiului domnului Gigi pentru declarația doamnei Tanța, dar o să vedem în cele ce urmează. Față de părerea telespectatorului care a intrat înainte și care a spus acea variantă că Ionuț ar fi ridicat într-adevăr de proțap și cea de-a doua remorcă l-ar fi lovit, este una la fel de valabilă precum celelalte. Cine să menționez acest lucru? La telefon îl avem și pe Darius. Spune că e un agricultor cu experiență. Hai să vedem ce ne poate spune Darius. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Darius, ce crezi tu că s-a întâmplat acolo? Doamna Mirela, băiatul n-a murit din cauza drobiturii la remorcă, că dacă îl prindea remorcile, îl prindea în zona cap și umăr, adică, cum să vă spun, capul și omoplatul, mai exact. Sunt informații cu un puternic. Pentru că remorcile sunt destul de înalte, dacă vă uitați. Și noi am întrebat de înălțimea lui și la fel am ajuns la discuția că trebuia să fie prins cu capul acolo și cu extremitățile feței. Tu atunci ce crezi tu că s-a întâmplat? Eu zic acolo l-a călcat cu tractorul. De acele urme negre care s-au găsit pe el, sunt informații cu un puternic impact emoțional,
Ne-a vorbit și familia, care spune că ea crede că de fapt acelea au fost urmele de la roata tractorului. Exact. Dar mare atenție, avem mărturia exclusivă a fiului, care ne povestește și de cum erau hainele lui Ionuț după impact. Vă rog. Eu mă uit în acest moment, mă uit la dumneavoastră. Și? M-auziți? Da, te auzim. El a fost călcat de tractor, n-a fost prins între remorci, că dacă îl prindea între remorci, cum v-am spus de prima dată, îl prindea între cap și omoplat umăr. Acolo îl prindea remorcile. Și când crezi că s-a întâmplat asta? Când crezi că eu cred că l-a călcat cineva cu tractorul. El a fi stat jos pe iarbă, vă spun eu. A fi stat jos pe iarbă, întins, să coordinească sau ceva. Că dacă îl vedeți, uite, eu mă uit acum, el e întins pe iarbă. Și remorcile, distanța între unei băiatul jos și remorci, e ceva distanță. Dacă vă uitați, ceva distanță, vreo 20 de metri, cam așa cum văd eu. Așa. Eu zic că el a stat jos. Și a dat din greșeală, când a dat tractorul înapoi să cupleze remorca? Nu. Sau cum? Și nu l-a văzut. Aha. Cineva care nu l-a văzut. Iar ce s-a întâmplat? A trecut peste el. O chestie de genul, a trecut cu tractorul peste el. Aia cred eu că s-a întâmplat. Și cum vă explicați că au plecat cele trei remorci? Că ar fi plecat cele trei remorci? Inițial, variantul era... S-a întâmplat, l-am împins de frică, de ceva. S-a întâmplat acolo ceva. Asta cred eu, nu știu. Nu, dar e clar că se filmează intenționa. Mie mi se pare o intenție clară. Deci cele trei remorci au plecat ca să arăt un posibil accident care de fapt nu a avut loc. Și inclusiv, inclusiv acest filmuleț, îl vedem. Se pleacă de pe... De unde se pleacă cadrul? Se pleacă de pe ultima remorcă care e căzută în răpă și se duce cadrul către Și e ca și cum tu știi ce urmează, da? Deci, și în filmuleț se vede că pleacă toate trei remorci. Adică nu doar ultimele deci două. În primul filmuleț, da. Deci e trasă. Odată. Da, dacă vă uitați, în plus, este un timp între Numai puțin, stați mai puțin, doamna avocat. Eu am observat că este un timp relativ de, cum să spun, de siguranță când el ar fi putut să evite impactul între prima remorcă și a doua, dacă o vedem pe filmuleț. Da, vedem că cele două, ultimele două nu se deplasează foarte rapid. Dar mare atenție. Se deplasează greoi, ultimele două. Exact. Țin să menționez că aici, în aceste imagini, nu avem momentul impactului din ceea ce susține domnul Gigi mai și mult fiul decât atât. Mai mult, doamna avocat, spune bine ceea ce spune. Dacă noi aici, când viteza era cea mai mare, nu putem să... Adică s-ar fi putut salva victima, în spate, unde viteza era și mai mică, ai fi avut și mai mult timp. Deci nu este prins între remorci. Și pe câmp, ce se întâmplă? Oamenii nu sunt ca în oraș foarte atenți la gropile de pe jos, că mergi cu tractorul și tu nu te uiți să vedem dacă e o groapă în pământ acolo. Tu te uiți de obicei unde vreau, acolo să ajungi. Și acolo te uiți. Și dacă în fața ta este cineva culcat, tu nu prea-l vezi. Mai ales dacă are, eu știu, și niște haine. Dar chiar dacă nu sunt atenți. Băiatul ăsta jos s-a hotinit. Nu l-a văzut. Copil, fiind, eu asta cred, copilul fiind la un tractor, conducea, o fi făcut ceva, cum să vă zic? Asta. Un selfie, ceva. Nu se pricepea, adică vârsta... Nu neapărat că selfie, dar... L-a tras cu telefonul. Mă ascultați? Da, vă rog. Da. Vă auzim. El, fiind cu telefonul în mână, fiind cu telefonul în mână, băiatul nu l-a văzut că stă jos. Și a trecut cu tractorul pe el. Asta s-a întâmplat, sigur. Da, este o ipoteză. Nu zice rău, domnul ascultător, nu vedeți câte videouri a făcut acest băiat? Adică avem videouri tot de pe telefonul lui. El era, cred că, obsedat să stea cu telefonul, să filmeze, și poate într-un moment de neatenție s-a întâmplat ceva. Avem explicații și pentru aceste două videoclipuri, că și doar două susține fiul domnului Gigi că a făcut. Și mare atenție, haideți să ne întoarcem un pic și la declarația fiului domnului Gigi, care susține că a condus tractorul, mare, l-a condus doar printre bostani. Nici de cum pe drumul pe care îl vedem în spatele meu sau pe alte drumuri adiacente. Este important să specificăm și aceste lucruri, pentru că până la urmă, așa cum ne spune Adrian la început, nu mai avem timp, din păcate, Darius, dar continuăm discuțiile imediat după publicitate. Rămâneți lângă noi!
Gigi susține că ar fi fost singura persoană care ar fi fost de față în timpul impactului fatal. Ce ar fi văzut, aflați din materialul următor, dar vă atenționăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. După ce a lăsat tractorașul sus în deal, Ionuț a mers la proțapul celei de-a doua remorci, fără să-i spună nimeni nimic și fără să mă întrebe. Ajuns acolo, Ionuț a luat de proțap, l-a ridicat, a mișcat de el puțin stânga-dreapta și a tras puțin de el. Astfel, remorcile au plecat foarte ușor de pe loc. După ce Ionuț a plecat cu remorcile, a mers 2-3 metri și mi-a spus să pun tractorul în fața lor. Dar eu nu m-am dus, pentru că nici nu eram pregătit, nici nu aveam timp, n-am putut. Deși a vrut să lege remorcile 1 și 2 de a treia, Ionuț nu a apucat să le agațe una de alta. Proțapul a alunecat pe jos printre ele. La câteva secunde distanță, după ce au luat-o la vale, remorcile s-au ciocnit între ele, moment în care Ionuț a fost prins între ele. Nu s-au lovit drept în drept, ci într-o parte. S-au lovit așa, pentru că, după ce au luat-o din loc, ele nu au mers chiar drept pe drum, ci au luat-o puțin într-o parte. Ionuț a reușit să scape dintre remorci în momentul în care între ele s-a creat un spațiu, după ce s-au ciocnit una de alta. Atunci Ionuț s-a căzut jos și a reușit să iasă în genunchi și în mâini dintre ele. Când a fost prins între remorci, Ionuț era într-adevăr pe partea stângă și în picioare. Nu a plecat sau pe vine. Ulterior, după ce s-au ciocnit una de alta, remorcile au luat-o mai departe spre râpă. Așadar, accidentul nu s-a întâmplat la râpă în momentul surprins de mine în primul videoclip, ci cu 7-10 secunde înainte, acolo unde este Ionuț pe filmare. Nu am fost singura persoană care a văzut momentul accidentului, nu mai era nimeni de față. Tata era la motopompă cu bunica, iar celelalte persoane erau la rulotă unde se relaxau. Mie mi-este foarte greu să cred din câtă lume a fost acolo, pentru că ei au spus că la acel moment și la cules de pepene au fost vreo 6 persoane. Da. Dom'le, toată lumea, era în momentul ăla, toată lumea dispăruse. Bă, nu știu unde poți să dispar dimineața la ora 9 sau cât era ceasul. Pe un câmp, când se presupune că ai venit pe câmpul ăla cu tractor sau cu cine te-a adus. Bă, deodată nu mai e nimeni, mă, s-au împrăștea ca iepuri. Domnul Gigi era la nu știu ce pompă de apă. Domnii aia nu au văzut, n-au auzit. Domnii aia nu știu ce. Băiatul ăsta singurul care a văzut. Bă, și rest niciun martor să-ți spună ce s-a întâmplat de fapt acolo. Dar când băiatul a fost căzut la pământ, uitați-vă pe cel de-al doilea filmuleț, să-l dăm, se vede o doamnă proptită într-o rână că stă de remorcă. Nu-și nu părea că a lipsit. Ia. Ia uite încă un om mai sus. Încă uite doamna care îl spală pe băiat. Mă, oamenii aia erau acolo. Încă doamna care... Deci ce? Cum ce adică niciunul nu a fost? Niciunul nu era acolo, mă. Nu, intrase la pământ. Ce să menționez că cel pe care îl vedem... Păi uitați-vă ce pe care îl vedem aici în imagini... Să le dea și gancea că le-a dat un magazin. În magazin la noi le-a arătat la sărata aici. Dar cine-i tanța? Cine-i tanța? Vecina aia de-a dat ieri declarația, la aia de... Ce să menționez că domnul Gigi mi-a spus că cel care era aici, cel care urca înspre deal, da, este chiar dânsul, cel cu pălărie. Cum? Este chiar dânsul. Da. A, domnul Gigi, am înțeles. Deci venise de la pompă după accident, da? Da. Da. Okay. Și exact ce ziceai tu, Mirela, Ionuț le făcea pe toate, Ionuț trăgea, Ionuț, da. Nu Ionuț l-o fi ajutat. Împingea, Ionuț trăgea, da, nu l-o să-l ajute la munca cea mai grea, știi? Dar adică cum lași un singur băiat să împingă, da, bine, în primul rând că e imposibil, dar să nu ne gândim că oamenii care erau chemați acolo special n-au împins și ei de remorca asta, nu, numai Ionuț. Ba, clar da, l-a ajutat și cineva, nu? Întrebați-o pe doamna Tanța că a avut piciorul negru când a venit la mormântare la Ionuț, a avut de la șor până la genunchi. De ce? De ce a avut? Păi ce a zis? A lovit-o proțapul, probabil. Au fost toți acolo, dar minte. S-au respirat, i-a respirat când a venit salvarea. Cazul acesta este la fel ca Dincă de la Caracal. Așa e cazul meu. Exact așa e. Da, autoritățile doamna Ani trebuie să facă o reconstituire. Ca să-și dea seama exact ce s-a întâmplat acolo, trebuie să întoarcă la locul respectiv și să facă această reconstituire, pentru că numai așa își pot da seama dacă martorii de acolo spun adevărul sau nu. Înțeleg că fiul a condus minorul de 16 ani, a condus tractorul. Doamna Mirela, de ce este departe de remorci? Dacă el a căzut la remorci, nu trebuia luat de acolo. Să fie acolo la remorci, că copilul e la 100 de metri și remorcile la... Nu, ne-au spus clar că locul accidentului a fost mult mai în spate.
Și de ce mai avea și o doamnă piciorul vânăt? Înseamnă că nu numai eu nu ți-o fi încercat să împingă de o remorcă sau ceva s-a întâmplat acolo, dar erau mai mulți. Stați și analizați așa un pic, că la două remorci au legat 3-4 persoane, că prima dată el așa și-a declarat. Exact. Și după la a treia remorcă aia de-a căzut în râpă, unde sunt persoanele? Au fugit! Hai el să când vedem, s-a întâmplat remorcile, a rămas acolo și i-au fugit. Să vedem, doamna Ani, ce ne spune Gabriel. Bună seara, Gabriel. Bună seara, am intrat și eu în direct acum? Da, sunteți da, în direct. Da, sunt direct. Întâi, dacă sunteți așa cum remorcile alea are o directiv ca să învârti în loc. Așa. Protapul ăla, dacă le ai să învârti la 90 de grade. Se învârte, dar nu poți să-l miști. Păi nu poți să-l miști. El, da. La doi oameni. Și eu așa n-am putut spune. Exact, în doi oameni îl miști. Stânga-dreapta. 2-3 oameni poți să-l pui. Da. 4 oameni. Dar el nu se învârte. Deci remorcile astea, deci nu a avut, el are cât, nu știu cum remorcile astea, la, cum să vă explic eu, la, de armată. Are frână la roată, trebuie să pui să trage acolo să se blochează singur. Remorcile. Dacă era de aia simplă, da. Dar nu e simplă. Da, noi vedem remorca chiar acum imagini cu proțapul, cu una dintre remorci. Da, uitați-vă cât de mare este acel proțap. Și chiar e filmată foarte bine imaginea respectivă, remorca respectivă. Proțapul este așezat în pământ și stăteam și ne gândeam și vorbeam chiar pe pauza publicitară. De ce nu s-ar fi oprit totuși în acel proțap? Cea de-a treia remorcă. Da. O să vă întreb pe dumneavoastră cei de acasă și chiar și pe domnul Costel, dacă nu mă înșel, nu? Sau Cornel? Domnul Gabriel. Domnul Gabriel, îmi cer scuze. O să vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că prima remorcă ar fi putut sta proptită doar în acea bucată de lemn sau și în proțap? Și foarte bună întrebarea uneia dintre colegii noștri. Se întreba colegul nostru, de ce? Vă rog. Dar vorbiți mai în telefon, domnul Gabriel, că vă auzim încet, să știți. Bun, se întreba un coleg de-al nostru de ce cea de-a treia remorcă nu s-a oprit, da, după ce a fost accidentată de primele două, de ce nu s-a oprit în acel proțap, de ce nu a frânat cea de-a treia remorcă, pentru că celelalte două remorci, ne amintim că stăteau pur și simplu proptite, spune domnul Gigi, crede că stăteau pur și simplu proptite în proțap, sus acolo în deal. Vă întreb pe dumneavoastră cei de acasă, credeți că ar fi putut să fie frânată cea de-a treia remorcă în proțapul său după ce a fost șernită de primele două remorci? Scrieți-ne la numărul și la vorbim, vorbim chiar acum cu Costel, un alt telespectator. Bună seara, Costel. Știam eu ceva de Costel. Am oprit sonorul, am oprit absolut tot. Totul e regulamentar. Haideți să vedem ce n-a fost regulamentar aici. Oameni buni, a fost un accident fatal, un accident de muncă. Haideți să ne uităm la cele două remorci care sunt legate una de alta. Au un tip de proțap care se numește peridoh. Acel proțap se poate mișca de către o persoană, ridica și ajuta la cuplare. Ultima remorcă, cea care a venit cu tractorașul mic, care tractoraș mic poate să tragă și trei remorci. Acea remorcă are alt sistem de prindere, exact, a proțapului. Este un cap, este un sistem cu capete de bară. Acel sistem nu se poate mișca de un singur om, iar în momentul în care, dacă dumneavoastră vedeți acel cap, acel proțap, este mai jos decât la cele primele remorci care au fost legate. Ei, acel proțap trebuie ridicat de două persoane, iar în momentul în care se cuplează la tractor sau la altă remorcă, trebuie să te apleci cu proțapul ca să-l prinzi în cupla tractorului sau a remorcii. Întâmplarea a fost următoarea. S-a adus remorca încărcată cu tractorașul mic, așa îi spunem noi, tractoraș mic, dar e foarte puternic, au desfăcut și s-au dus să cupleze tractorul mare. La volan fiind copilul stăpânului bostănăriei, a încercat să cupleze ca să împingă remorca spre celelalte două remorci să le cupleze. În momentul în care a dat cu spatele, n-a intrat pe direcție perpendiculară spre remorci, iar Ionuț a trebuit să miște un pic proțapul
ca să poată cupla de tractor. În acel moment, Ionuț s-a dezechilibrat, a căzut, l-a călcat roata tractorului după stânga. În acel moment, copilul bostănăriei patronului a plecat cu tractorul mare, l-a parcat lateral, a să filmeze după tatăl lui, care a venit de la pompă cu autocamioneta și ca să însceneze, să însceneze accidentul necreat de un șofer, a împins remorcile două cuplate spre râpă, spre remorca din față care trebuia cuplată, spre râpă. Iar în momentul acela, copilul a făcut o filmare care, nu știu dacă pot să fac, eu lucrez, am lucrat pe camion și n-am putut să fac filmări în timpul mersului și nici chiar în timpul staționării, filmările astea se fac instantaneu, deci numai dacă ești pregătit. El a fost pregătit să facă filmarea în momentul în care au plecat remorcile, împinse, bineînțeles, de tractorul mic. Da, asta din ne întrebam și noi. Așa este, o teorie foarte complexă. Domnul Costel are dreptate. De ce ar fi filmat un asemenea moment? Totuși. Avem și nu se prinde instant așa, trebuie să-i pregătit. Momentul filmării s-a făcut regizat pentru a avea o dovadă să scape fost un alt accident. Din culpa accidentului. Da, mie mi se pare este cea mai plauzibilă variantă pe care am ascultat-o. Aș întreba suplimentar de când are minorul carnet de conducere și ce poate să conducă. Nu are. Pe drumul publice nu are voie, pe când mai lasă tata. Dacă tractorul era înmatriculat, că l-a dus de undeva, adică sunt niște semne de întrebare aici. Nu e matriculat, nu are carnet, deci este neexperimentat. Bun, ați pomenit dumneavoastră, domnul Costel, că și eu v-am pomenit la rândul meu, ați pomenit dumneavoastră de tractorașul mic, a fost lăsat aici. Este o întrebare și legată de acest tractoraș mic. Cum a ajuns tractorașul mic acolo? Ne-a spus chiar fiul domnului Gigi. Practic, Ionuț ar fi venit, după ce a băut apă, ar fi venit, ar fi urcat la volanul tractorașului și l-a dus aici în deal, unde îl vedem și noi chiar acum pe aceste imagini. Cum s-a mai urcat la tractor? Da, dacă nu mai avem timp, din păcate, însă sigur că e, vedeți ce greu e să ajungi la o concluzie și câte variante pot fi și cum nu se pupă anumite declarații și în familia încă are suspiciuni în legătură cu moartea băiatului lor de doar 24 de ani. Mulțumesc tuturor pentru implicare. Scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva minute. Mulțumim, dragi telespectatori, mulțumim prietenilor noștri de la cofetăria Claus, Apa Craiului și Nufărul. Vă mulțumim tare mult pentru atenție, iar mâine de la ora 16 vă așteptăm aici din nou. Urmează Mireasa Capricile Iubirii. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!